sfetnicului Demadotos a însemnat vorbele oracolului pe o tăbliță de ceară, apoi, apucându-mă de braț, a vrut să ne retragem din grota, dar tânăra fată s-a repezit la el și cu o mișcare abilă i-a zgâria fața cu unghiile ei ascuțite. Apoi a sărit și m-a îmbrățișat. Nu era ea prea curată, dar puternicul miros de dafin și de ierburi ce îl împrăștiau în jur veșmintele și pielea ei era plăcut. Am spus că mai rămân un moment, fiindcă era evident că asta se aștepta de la mine, iar sfetnicul lui Demadotos a plecat strângând din dinți un colț al mantiei sale. Apoi Hierofila a coborât de pe piedestal și a deschis o ușiță de lemn din perete și tot aburul otrăvitor s-a retras. Prin deschidere se putea vedea cerul albastru și marea. S-a apropiat de mine și a trecut mâna prin părul meu și mi-a atins buzele, urmărindu-le conturul cu degetele, și mi-a spus emoționată: "Fiu al tatălui tău, eu te recunosc. De ce nu-ți săruți mama?" M-am aplecat, am atins pământul și i-am sărutat mâna ca să arăt că recunosc drept mamă pământul. Și m-am simțit mai mare și am simțit lumina din inima mea. Fata tânără s-a apropiat, mi-a atins genunchii și umerii și s-a lipit de mine. Din mine se revărsa forța, subsorile îmi transpirau intens și sudoarea se prelingea pe șoldurile mele. Dar Hierofila a lovit-o cu pumnul peste urechi și fata s-a depărtat. "Tu îți recunoști mama, oare de ce nu-l saluți și pe tatăl tău?" Dezorientat am scuturat din cap și am spus: "Dar eu niciodată nu am știut cine este tatăl meu și nici unde m-am născut." Hierofila vorbea, dar nu era glasul ei, zeul vorbea: "O, fiul meu, tu te vei recunoaște în ziua când vei pune mâna pe bolta mormântului tatălui tău. Văd lacul tău, văd muntele tău, îți văd orașul. Caută și vei găsi. Ciocănește și ți se va deschide. Când vei trece dincolo de porțile pecetluite, amintește-ți de mine. Privește în spatele tău," mi-a poruncit Hierofila. Am privit, dar n-am văzut nimic, deși în grotă pătrundea lumina ce venea de afară prin deschizătura din perete. Aparent mirată, Hierofila a pus mâna pe fruntea mea și m-a încurajat. "Hai, privește, oare nu o vezi pe zeiță? Mai impunătoare și mai frumoasă decât toți muritorii, ea te privește și întinde brațele spre tine. Coroana zidită cu iederă îi împodobește fruntea. Ea este atât zeița lunii, cât și a fântânii. Ea este zeița spumei mării, cerbului, chiparosului și mirtului." Am privit, dar n-am văzut-o pe zeiță. În locul unde ea ar fi trebuit să fie, era o formă curbată, ca o proră de corabie, înfășurată într-un veșmânt alb, cu chipul învelit cu benzi albe. Tăcută încremenită, ușor înclinată înspre înainte, ca și cum ar fi așteptat ceva sau ar fi atras atenția spre ceva. Retrăgându-și mâna de pe fruntea mea, Hierofila m-a întrebat tremurând: "Ce ai văzut?" "El este încremenit. Chipul este acoperit cu benzi de pânze și indică nordul." În acest moment, când am rostit acele vorbe, am simțit un tunet în urechi, ochii mi-au fost orbiți de o lumină imposibil de suportat și am căzut inconștient pe pământ. Când mi-am revenit, am avut impresia că plutesc în atmosferă, deasupra pământului, iar ecoul tunetului ce-l auzisem se stingea progresiv în urechi. Abia când am deschis ochii, am înțeles că mă prăbușisem peste pardoseala de piatră a peșterii. Îngenunchiată lângă mine, Hierofila îmi fricționa mâinile, iar fata îmi tampona fruntea cu un ștergar înmuiat în vin. Cu voce ei adevărată și tremurătoare de femeie bătrână mi-a spus: "Prevestirile au fost anunțate și tu ai fost recunoscut, dar nu-ți mai lega inima de pământ. Caută doar să te cunoști pe tine, o, nemuritorule." Am mâncat pâine și am băut vin împreună cu ea, mi-a povestit viziunile ei. Când am ieșit din grota Sibilei, o rază de lumină a căzut peste o piatră de lângă picioarele mele. Era o piatră opalescentă, de formă ovală, și în timp ce o puneam alături de celelalte, în punga ce o purtam legată de gât, am înțeles în sfârșit că fiecare piatră ce am ridicat-o de pe pământ a marcat sfârșitul unei perioade din viața mea și începutul alteia. M-am depărtat de grotă și am regăsit pe ceilalți, apoi ne-am întors împreună în oraș. Demadatos a interpretat oracolul în felul lui, a desprins cuturile cu semnele Etruriei de la prora corăbilor și l-a pus în peșteră unde ținea comorile, apoi ne-a permis să plecăm din Cumae, dar pe noi nu ne-a neliniștit faptul că pe corabia noastră nu mai era niciun însemn. 6. Am încredințat grezilor din portul Tarquinia corăbile noastre,
Când am coborât pe pământ, oamenii nici nu au vrut să ne salute, au preferat să se întoarcă cu spatele la noi sau să-și acopere fața. Străzile deveneau pustii în fața noastră, atât de mare era tristețea pe care am adus-o noi pe pământul etrusc. De aceea, fără să ne fi spus o vorbă, ne-am despărțit unii de alții în portul Tarquinia, iar cei care erau din Populonia și Vetulonia au plătit navelor comerciale ca să poată ajunge în orașele lor. Cei care erau din alte orașe din interiorul țării și-au acoperit capul și au plecat pe drumurile care duceau spre casa lor. Viața acestor bărbați urma să fie cufundată în tăcere. I-am însoțit pe cei 10 supraviețuitori ai Tarquiniei până la zidurile orașului. Lars Arndt ne-a ieșit în întâmpinare. Era neliniștit, dar nu ne-a spus nicio vorbă de reproș. Doar a ascultat povestirea noastră și l-a răsplătit pe fiecare. În timp ce ceilalți se retrăgeau, el m-a rugat să mai rămân și mi-a spus: chiar și cel mai curajos bărbat nu are nimic de câștigat dacă luptă împotriva destinului pe care nici zeii nu-l pot influența. Mă refer la zeii ai căror nume și număr îl cunoaștem, cărora noi, oamenii, le aducem jertfe, zei cu chipul acoperit, pe care nu-i putem cunoaște, sunt deasupra a tot ceea ce există și nu există, poate că și deasupra destinului. L-am rugat: învinuiește-mă, lovește-mă, poate doar așa mă voi simți mai bine. Cu un surâs trist, Lars Arndt mi-a spus: dar nu este vina ta, Turms, tu nu ești decât mesagerul, însă eu sunt într-o poziție dificilă. Șefii celor 400 de familii ale noastre au păreri diferite, iar aceia care întrețin legături de prietenie cu grecii ne împroașcă cu reproșuri amare, pentru că, fără să fi fost nevoie, ni-am ridicat împotriva noastră. Bunurile pe care le cumpăram de la ei au devenit foarte scumpe, iar vasele de ceramică din Atica, pe care etruștii le apreciază atât de mult și cu care împodobesc mormintele suveranilor, nu mai pot fi găsite decât la prețuri neobișnuit de mari. Oare cine ar fi putut să creadă că grecii îi vor învinge pe perși? Dar eu cred că expediția noastră de război în Sicilia nu este decât un pretext pentru ei. Intenția lor este să ne distrugă comerțul. Și-a pus o mână pe umărul meu și a continuat: sunt mulți etruști care admiră civilizația greacă. Unii au împrumutat chiar modul zeflemitor și spiritul îndoielnic al grecilor. Doar orașele din interiorul Etruriei au rămas sacre. Orașele porturi sunt deja corupte și decăzute. Nu întârzia în Tarquinia, Turms, s-ar putea să fii lapidat pentru că te-ai amestecat în treburile etruștilor tu, un străin. Mi-am deschis veșmântul, i-am arătat rănile care abia se închiseseră, i-am arătat mâinile mele jupuite și i-am spus cu amărăciune: dar eu mi-am riscat viața pentru etruști. Nu sunt eu de vină că am avut norocul să mă întorc viu. Nu i-a venit bine lui Lars Arndt când i-am spus aceste vorbe și mi-a evitat privirea. A spus: o, Turms, pentru mine tu nu ești un străin. Eu știu bine acest lucru și te-am recunoscut, la fel după cum și tatăl meu te-a recunoscut. Dar din motive politice trebuie să evit tulburările și nu vreau ca un oarecare om din mulțime care nu înțelege să te omoare cu pietre. Și asigurându-mă de prietenia lui, m-a alungat din oraș. Trecut încă multă vreme până ce faptele grecilor au schimbat opinia oamenilor din Tarquinia care aveau prieteni greci. Negustorii din Tarquinia și nobilii s-au întristat și au înțeles că vremurile se schimbaseră. Mulți dintre negustorii etruști spuneau scârbiți: ca și cum mâini nevăzute ne-ar strânge de gât, comerțul nostru este sugrumat. Prețurile mărfurilor din alte țări cresc de la o zi la alta, dar prețul mărfurilor noastre scade. Înainte vreme, cu cât mai mult un bărbat mergea cu corabia să-și vândă mărfurile în alte țări, cu atât se îmbogăța mai mult. Oarecum de este posibil ca acum toate se întâmple exact pe dos? Cu cât ne străduim mai mult, cu atât mai mult pierdem. M-a alungat din oraș Lars Arndt, asigurându-mă în același timp de prietenia lui. Dar acest bărbat bogat nu observase cât de sărac eram. Trecuse multă vreme de când vândusem lanțul de aur pe care mi-l dăruise Xenodot, iar ceea ce obținusem pe el se cheltuise deja, fiindcă la cumaie noi, cei care supraviețuisem, împărțeam totul frățește. Așa că am fost nevoit să-mi vând nenorocita de spadă cu tăișul spart și scutul deformat în Tarquinia, și în timp ce vântul rece al iernii cobora din munți, am pornit-o pe jos spre orașul Caere, spre Roma. Eram atât de slăbit și aveam febră, de aceea nu am fost în stare să muncesc nicăieri pentru a-mi putea plăti călătoria pe o corabie. Când, într-un sfârșit, de pe colina Ianiculus, am văzut malul galben al Tibrului,
portul, zidurile și templele. Am înțeles că și în Roma fuseseră multe construcții distruse. Dar în mijlocul câmpului devastat nu era decât casa noastră care nu fusese atinsă de dezastru și Mizme mi-a ieșit în întâmpinare cu brațele și picioarele arse de soare și ochii sclipind de fericire. Am trăit zile îngrozitoare, mi-a spus ea. Nici nu am avut timp să ne refugiem la Roma după cum ne-ai sfătuit tu. Dar bărbații din vei au pus pe terenul nostru semne sacre și nimeni nici nu s-a atins de noi, nici măcar nu ne-a fost furat vreun animal. Recolta a fost bună și se găsește la loc sigur. Așa că suntem bogați, fiindcă prețul grâului a crescut mult la Roma. Nu-i așa că dacă tot ne-a mers atât de bine, îmi vei cumpăra veșminte și sandale noi? Am înțeles că fusesem ocoliți de necaz din cauza prieteniei cu Lars Arndt, dar pe lângă bine a fost și mult rău în asta, fiindcă abia am pus piciorul pe podul Romei că am și fost arestat de către un lictor și a zvârlit în fundul unei hrube umede și întunecate a închisorii Mamers. În timpul nopților geroase, apa a înghețat și paiele putrede mi-au fost patul, iar în primele zile, când încă mai aveam putere, mi-am disputat cu șobolanii hrana pe care o primeam. Apoi febra, pe care o purtasem tot timpul în mine, în drum spre Roma, s-a agravat. Aveam halucinații și în rarele momente de luciditate credeam că am murit. Din cauza că eram atât de bolnav, nu puteam fi judecat și condamnat. Autoritățile mă considerau o persoană neimportantă și arestarea mea nu a fost decât o manevră politică destinată distragerii atenției mulțimii nemulțumite după un război pierdut. Nimeni nu mi-a acordat vreo atenție și pe consul prea puțin interesa soarta mea. Dar n-am murit. Febra a mai scăzut și într-o dimineață m-am deșteptat cu mintea limpede. Însă eram atât de slăbit încât abia am putut să-mi ridic mâinile. Când gărzile au văzut că mă însănătoșisem, i-au permis lui Mizme să mă revadă. Ea parcursese în fiecare zi lungul drum de la fermă până la oraș și de fiecare dată a vrut să intre după ce a așteptat răbdătoare la poarta închisorii, dar de fiecare dată nu i s-a permis. Hrana pe care ea mi-a adus-o mi-a salvat viața. Gardienii mi-au spus că, în ciuda faptului că îmi pierdusem complet memoria și nu înțelegeam nimic, în momentele în care eram lucid, am mâncat și am băut. Când m-a văzut, Mizme izbucnit în plâns, aplecându-se peste așternutul meu împuțit de paie, m-a hrănit cu mâinile ei și m-a forțat să înghit fiecare bucățică de mâncare și fiecare picătură de vin. Când mi-am revenit puterea de înțelegere, am prevenit-o să nu mai vină la închisoare, pentru că autoritățile ar putea să o închidă și pe ea, chiar dacă era un copil. Mizme m-a fixat cu ochii plini de mirare și mi-a spus, eu nu cred că mai sunt copil. Eu înțeleg mult mai multe lucruri pe care niciodată nu le-am înțeles mai înainte. Din orgoliu nu voiam ca ea să-i povestească despre starea mea lui Arsinoe și nici nu voiam să-i creez necazuri. Chiar dacă Mizme nu-mi spusese, eu știam că sunt acuzat de trădare. Proba cea mai convingătoare fiind casa mea de la țară, care rămăsese intactă în timp ce toate celelalte din jur fuseseră distruse. De ce soldații din vei mi-ar fi ocolit ferma dacă nu le-aș fi făcut niște servicii? Situația mea s-a înrăutățit și mai mult când s-a aflat că participasem la expediția militară a etruștilor împotriva Siciliei. Adevărul este că dacă aș fi fost cetățean roman în ciuda bolii, aș fi fost flagelat și decapitat imediat. Niciodată nu aspirasem să fiu cetățean roman, dimpotrivă. Aderasem la tagma preceptorilor, pe care romanii o disprețuiau, doar din dorința de a evita accesul la cetățenia romană. Îmi era mult mai teamă pentru Mizme decât pentru mine însumi. Ferma și animalele mele urmau să fie fără îndoială confiscate de către stat, iar eu în cel mai fericit caz exilat. Aveam îngropat într-un loc sigur capul de taur din aur, care era o adevărată avere, dar dacă aș încerca să plătesc un judecător, nu încape îndoială că el ar fi păstrat aurul și la vinovăția mea s-ar fi adăugat și încercarea de corupție. După ce am chibzuit îndelung, i-am spus, draga mea, Mizme, nu te mai întoarce la fermă, mai bine te duci în locuința mamei tale, unde ești în mai mare siguranță. Tu ești doar fiica ei, ea ar putea să te protejeze, dar nu-i povesti nimic despre mine. Explică-i doar că am dispărut și tu ai nevoie de cineva care să te protejeze. Niciodată nu-i voi cere eu protecție lui Arsinoe, a spus ea hotărâtă. Prefer să devin păstoriță sau chiar să fiu vândută ca sclavă, dar la ea niciodată nu mă voi întoarce. Nu bănuisem că ea nutrește astfel de sentimente față de Arsinoe și i-am spus, dar ea este mama ta, nu ți-a dat ea oare viață?
Lacrimi de ură i-au umplut ochii și mizme, mi-a spus. Dar ea este o mamă plină de răutate și cruzime. Toată copilăria ea m-a neglijat, fiindcă eu nu am știut cum să-i fiu pe plac. Acest lucru încă îl pot ierta, dar ea s-a debarasat de Hana, care era atât de bună cu mine, cum ea, mama mea, nu a fost niciodată. Hana a fost singura mea prietenă. Am fost cuprins de tristețe când mi-am adus aminte de felul în care se purtase Arsinoe cu Hana. Fiecare detaliu din trecut mi-a revenit în minte și m-a torturat și am înțeles că în destinul tinerei sclave fusese ceva care îmi scăpa. Am întrebat-o pe Mizme dacă remarcase vreodată ceva suspect la prietena ei Hana. Dar eu eram încă un copil mic atunci când teribilul eveniment s-a petrecut. Totuși, sunt sigură că aș fi știut dacă ea ar fi umblat după bărbați, fiindcă dormea în același pat cu mine și niciodată nu a lipsit. Ea m-a sfătuit cum să mă păzesc de mânia mamei mele și mi-a spus că tu nu ești adevăratul meu tată. Așa că nu mai are niciun rost să ascunzi de mine acest adevăr. Hana mi-a povestit că Arsinoe l-a făcut să trăiască într-o permanență dorință și nesiguranță pe adevăratul meu tată, de aceea, până la urmă, el și-a pus capăt zilelor și s-a anecat într-o mlaștină. Era un medic grec și ți era prieten, nu-i așa? Dar tu, Turms, ai fost singurul bărbat pe care Hana l-a iubit. Din cauza ei te iubesc eu, chiar dacă nu o meriți. Nu, nu am vrut să spun asta, a adăugat ea. Tu ai fost atât de bun cu mine, poate mai bun decât un tată adevărat. Însă cum de-ai putut-o abandona tu pe cea care îți purta în pântece pruncul? O, zei, am strigat. Ce spui tu, copil nefericit? Curgea sudoarea pe fața mea și nu aveam nevoie de privirea acuzatoare a lui Mizme ca să înțeleg că ea spunea adevărul. În fond, în afară de afirmațiile lui Arsinoe, eu nu aveam altă dovadă ca și fost sterp. Atunci, a rostit Mizme cu sarcasm, poate tu crezi că pe Hana a lăsat-o grea vreun zeu? Tu ai fost singurul bărbat cu care ea s-a culcat și eu nu mă îndoiesc de acest lucru. Hana mi-a povestit când începuse să se teamă, dar eu nu am înțeles nimic, fiindcă eram atât de mică, abia acum, reconstituit din frânturi de aducere aminte ce s-a întâmplat, și înțeleg clar că Arsinoe a știut acest lucru, de aceea a și vândut-o celui mai îngrozitor negustor de sclavi. Privindu-mi chipul încremenit, Mizmea considera că nu cred și mi-a spus, dar tu într-adevăr nu ai știut, eu am crezut că o disprețuiei pe Hana și de aceea n-ai vrut să-ți asumi nicio responsabilitate. Toți bărbații sunt niște lași, ăsta e adevărul. Chiar dacă nu a fost în stare să mă învețe și altceva, acest lucru îl știu de la mama mea. Dar ea nu mi-a spus cui a vândut-o pe Hana. Am aflat-o mai târziu de la sclavul de la grajduri care a însoțit-o în piața de vite. În acea vreme venise un negustor de sclavi în Roma care cumpăra sclave volșce pentru bordelurile din Tir. Lui a vândut-o Arsinoe pe Hana și acel negustor a asigurat-o pe Arsinoe că dacă copilul care se va naște va fi băiat, îl va castra și îl va vinde în Persia, iar dacă va fi o fată, o va învăța din copilărie meseria mamei sale. Am fost atât de disperată și am plâns atât de mult ani de zile pentru soarta Hanei, dar am crezut că tu știi ce s-a întâmplat cu ea. Lacrimile-i curgeau fără încetare pe obrajii ei de copil și a pus mâinile peste mâinile mele. O, Turms, tatăl meu, m-a implorat ea, iartă-mă că am gândit atât de rău despre tine. O, zei, de ce nu am păstrat totul în inima mea ca până acum? Totuși sunt fericită, fiindcă știu că tu nu ai vrut să-i faci Hanei niciun rău. Dar aș fi fost și mai fericită dacă ai fi făcut din Hana mama mea și dacă aș fi avut un frate sau o soră. Nu mai puteam suporta. Ororii a luat locul o furie sălbatică, am invocat zei infernului și am blestemat-o pe Arsinoe, în viață cât și în moarte, pentru crima înspăimântătoare ce-o înfăptuise. Dar impecațiile mele au fost atât de teribile, încât Mizme și-a astupat urechile cu mâinile ca să nu le audă. Apoi mânia mea s-a transformat într-o disperare cumplită, fiindcă am înțeles că Hana trebuie să fie deja moartă, iar fiul nostru dispărut de multă vreme. Casele de prostituție feniciene păstrează secretele lor și odată intrată acolo, o femeie nu mai poate fi salvată. Acest lucru Arsinoe îl știa prea bine. Până la urmă m-am liniștit și i-am spus, poate că e mai bine dacă nu te vei mai întoarce niciodată la această femeie. Soartă mai detestabilă decât aceea de a depinde de ea nu există. În imposibilitatea de a o proteja pe Mizme, i-am dat câteva sfaturi, bazându-mă pe vizibila ei istețime. I-am spus despre capul de taur din aur, i-am povestit unde e îngropat și am sfătuit-o ca nu cumva să-l vândă în Roma, ci să-l taie în bucăți mai mici, pe care să le vândă când va avea nevoie,
doar în orașe etrusce. I-am sărutat buzele, am strâns-o în brațe și i-am spus, un spirit păzitor mă protejează pe mine, sper să aibă grijă și de tine cineva, draga mea copilă. Nu fi neliniștită pentru mine, poartă-ți doar ție de grijă. În acea noapte am avut un vis de o imitoare claritate, o femeie adusă de spate, acoperindu-și fața cu o margina veșmântului, a intrat pe nu se știe unde în hruba mea de piatră. În vis am știut cine este și am avut încredere în ea. Când m-am deșteptat, nu am mai știut cine a fost acea femeie, dar încrederea mai era încă în mine. În sfârșit mi s-a permis să mă spăl și să mă îmbrac cu veșminte curate, apoi am fost condus la casa justiției. Am fost întrebat de ce tâlharii din vei au ocolit casa mea și eu le-am spus că nu știu, fiindcă în acea vreme luptam în Sicilia alături de etrușci. Dar am spus că probabil vreunul dintre prietenii pe care i-aveam în orașele etrușce va fi fost cauza acestui noroc. Era o dimineață înghețată. Consulul și chestorul aveau sub scaunele lor vase în care ardeau cărbunii. Își tot strângeau togile pe ei, își ridicau picioarele pentru a nu atinge lesprezile reci de piatră și abia își puteau înăbuși căscatul. În urma propriei mele mărturisiri, ei m-au declarat vinovat de trădare în timp de război. Singura chestiune care le-a dat oarecare bătaie de cap a fost dacă ei aveau dreptul legal să mă condamne la moarte din moment ce nu eram cetățean roman. Până la urmă, au căzut de acord că eu, având 15 iugăre de pământ lângă hotarele Romei, aș fi putut obține cetățenia romană, deci nu există nicio diferență între mine și un cetățean roman. Dar conștiința lor de apărători ai legii îi împiedica să-l arunce într-o prăpastie sau să-l înnece în Tibru pe un om care nu este cetățean roman, așa că m-au anunțat ei, răsuflând ușurați, nu sunt condamnat decât la flagerare și decapitare, cu toate că fiind un trădător nu aș fi meritat un sfârșit atât de onorabil. O moarte sigură mă aștepta, fiindcă romanii nu cunosc noțiunea de iertare după ce o judecată s-a săvârșit și nici eu nu puteam face apel la tribunii poporului, fiindcă nu eram cetățean roman. Dar nici nu mi-era teamă, nici nu credeam că voi muri. Adevărul este că seninătatea și aerul meu încrezător i-a impresionat pe gardieni atât de mult încât au venit des ca să sporovească cu mine. Judecarea mea a fost publică, așa că și la urechile lui Arsinoe au ajuns ecourile. Pe de altă parte, când am aflat că peste câteva zile urma să fie executat în piața centrală a Romei, călcându-și promisiunea, Mizme s-a dus la mama ei și a vorbit. Așa se face că Arsinoe și-a făcut apariția în închisoare cu un coș de nuiele sub braț ca să împartă din caritate hrană prizonierilor și criminalilor. Când a ajuns în dreptul hrubei mele, prefăcându-se că nu m-ar cunoaște, a spus soției senatorului care o însoțea. Acest bărbat pare a fi grec. Continuă împărțitul hranei, fiindcă eu vreau să-l hrănesc pe acest nenorocit, care are mâinile prinse în lanțuri. Într-o oală de argilă preparase aceea supă de carne de vacă, de porc și de berbec, care o făcuse celebră în timpul asediului volșilor. Așezându-se în genunchi pe paiele murdare, i-a început să mă hrănească și obrajii erau foarte aproape de ei mei. O, Turms, a spus în șoaptă, cât de mult rău ți-ai făcut ție însuți. Oare de ce ai trădat Roma, care a fost întotdeauna atât de binevoitoare cu tine? Eu nu știu cu ce te-aș putea ajuta și nici cum aș putea să-ți salvez viața. Nici Tertius Valerius nu-ți poate fi de vreun folos, fiindcă zace înțepenit în pat și nu poate să rostească niciun cuvânt. Ieri a avut un alt atac de paralizie. Făcând abstracție de aspectul meu jalnic, și-a pus mâna pe pieptul meu gol și a început să mă mângâie ca altădată, continuându-și trâncăneala. O, zei, cât ești de murdar și de slab, ca un câine ce rătăcește prin gunoaie! Eu i-am întrebat pe oamenii legii ce ar mai putea fi de făcut și ei mi-au spus că dacă ai fi fost cetățean roman, ai fi putut cere judecata tribunilor poporului. Însă cel care este vinovat de trădare nu poate obține cetățenia romană. O, Turms, ești insuportabil. Întotdeauna trebuie să faci tu ceva care să mă amețească. Poate că ar fi trebuit să te gândești și la Mizme. Acum, din cauza ta, ea este săracă și nici casă nu are. Și cine crezi tu are că ar mai dori să se căsătorească cu fata unui om care a fost executat pentru trădare? Când am fost în stare să spun și eu ceva, i-am spus. Arsinoe, ia-ți labele de pe trupul meu, că dacă nu te voi omorâ chiar și așa legat în lanțuri. Sunt în pragul morții, de aceea te conjur să-mi spui pentru prima dată în viața ta adevărul. Ai știut că Hana purta în pântecele ei copilul meu?
Oare acesta este motivul care te-a împins să obiceiești atât de cumplit și să o vinzi ca sclavă?" Îmbufnată, Arsinoe a trântit lingura în oala de argilă și a spus: "De ce să discutăm despre lucruri atât de plictisitoare care s-au întâmplat de mult, când am putea să ne privim în ochi cât încă mai suntem vii? Și așa am suferit atât de mult din cauza acelei fete respingătoare. Dar dacă tu insiști să cunoști adevărul, fii liniștit, nu-ți voi ascunde nimic. Nu sunt eu oare femeie? Dar am înțeles dintr-o privire ce s-a întâmplat în acea noapte, când v-am lăsat singuri la Panormos. Apoi am văzut cu ce ochi umil de câine credincios ea te contempla în fiecare dată când credea că nu observă nimeni. La început acest lucru m-a amuzat, însă trebuie să-ți imaginezi ce am simțit când am înțeles că este însărcinată de la tine. Eu sunt destul de femeie și nu admit bastarzi în casa mea." 9 ani trecuseră de atunci și chipul ei încă se înroșise de furie. "Nu știu ce mă împiedică să te strâng de gât cu mâinile mele pentru această murdară trădare a dragostei ce ți-am purtat-o," a urlat ea. Mânia nu era prefăcută. Nu, ea era convinsă că doar eu eram vinovat de nefericita soartă a Hanei. În adâncurile ființei ea suferea cu adevărat că din cauza destinului, sau poate că din cauza propriei zeițe, n-a avut parte de un copil de la mine. Pentru aceasta eram recunoscător și am înțeles că așa fusese în intenția zeilor. Nu aș fi avut nimic bun de așteptat de la descendenții din Arsinoe. Și nici chiar în mizme eu nu aveam încredere absolută. După accesul de furie, Arsinoe mi-a mărturisit: "Acum îmi pare rău de fapta mea și mi-este teamă, nu cumva, la bătrânețe, lemurii Hanei și ei copilului ei să vină și să mă persecute. Adevărul este că am dat mai multă importanță decât trebuia acestei întâmplări, că doar nu este pentru prima dată când un stăpân se culcă cu servitoarea lui și o lasă însărcinată. O, Turms, dar eu am fost atât de mult rănită și lovită mândria mea. Poate că astăzi aș putea să iert astfel de fapte." S-a plecat deasupra mea și am simțit un miros îmbătător de narcise. Atunci am remarcat că își înroșise buzele și își umbrise ploapele. Mi-a spus cu un ton grav: "O, Turms, cât de mult mi-ai lipsit! În vis te-am văzut de multe ori, dar eu trebuie să mă îngrijesc pentru viitorul ce mă așteaptă. Tot ceea ce am este frumusețea mea, dar ca să obții cel mai bun preț o astfel de bogăție trebuie vândută la timpul potrivit." Nu mă puteam împiedica să nu-i privesc ochii luminoși, gura frumoasă, buzele, nasul. "Arsinoe," i-am spus, "întotdeauna tu vei fi frumoasă. Ochii mei nu se satură niciodată să te privească. Doar tu ești femeia pe care o doresc mereu." Și-a desfăcut mantia, s-a plecat mai mult și m-a mângâiat bărbia. "Cât de frumos știi tu să minți, Turms, dar eu nu mai sunt decât o femeie bătrână. Nu peste multă vreme voi împlini 50 de ani. Uite, vreau să fiu cinstită cu tine pentru că așa ai dorit, de aceea îți spun că sunt cu aproape 10 ani mai bătrână decât tine. Doar zeița m-a ajutat să par mai tânără decât sunt în realitate." "Arsinoe," i-am spus eu, "frumusețea ta nu are vârstă, este nemuritoare ca și zeița ta." Mi-a zâmbit cu tandrețe, dar când a deschis ușor gura, am văzut strălucirea aurului. "Eu nu mai am nici măcar dinții mei," s-a tânguit ea. "După ce l-am născut pe Iulius, am pierdut mulți dinți. Dar un bijutier etrusc mi-a făcut alți dinți din fildeș și din aur și a fixat cu atâta maestrie încât sunt mai bine înfipți în gingie decât dinții cu care m-am născut." Erau într-adevăr mai frumoși decât ai lui Tanakvil. Apoi am întrebat-o: "Oare cum se face că fiul tău poartă numele Iulius?" "Doar familia Iulius este una dintre cele mai vechi familii din Latinum." Nu i-a convenit observația, dar explicația a dat-o convingător. "Eu însă mă trag dintr-o ramură colaterală a familiei Iulius," a pretins ea. "Acest lucru l-am dovedit în fața reprezentanților legii când Tertius Valerius a căsătorit cu mine, așa că fiul meu este de sânge patrician. În zilele de astăzi, familia Iulius este săracă, dar ea se trage din Ascanios, fiul lui Enea din Troia, acela care a întemeiat cel mai vechi oraș din Latinum, Alba Longa. În semnul familiei Iulius este porcul sălbatic, iar în fiecare an ei trebuie să-l liniștească pe cerbul sacru al zeiței Artemis. Dar prin Enea există de fapt o descendentă din Afrodita. Așa că în familia Iulius sângele zeiței s-a amestecat cu sângele zeului lup Mamers. De aceea i-am dat băiatului numele Iulius. Când i-am explicat lui Tertius Valerius, el a înțeles." Și a continuat: "Păcat că ceilalți doi copii ai mei nu au niciun viitor.
Hulse va ajunge doar regele unui popor barbar, iar de Mizmem e teamă că nimic nu se va alege. Dar semne certe mă fac să am mai multe speranțe în Iulius. De aceea, dacă bietul Tertius va muri, nu mă voi căsători cu Manius Valerius. După cum mă batea gândul, printre altele, fiindcă femeia acestuia din urmă trăiește încă și s-ar părea că are și o sănătate bună, dar există un oarecare Iulius sărac, este drept, dar foarte simpatic, care a devenit prietenul familiei noastre. Cu ăsta, dacă m-aș căsători, n-aș mai avea nevoie de niciun Valerius și fiul meu va fi Iulius de două ori. Cea mai în vârstă dintre vestale, care își aduce aminte despre vremurile când erau regi în Roma și cunoaște foarte bine familiile vechi, mi-a dat sfaturi folositoare. Dar în timp ce vorbea atât de pătimaș despre fiul ei, Iulius, gândul mi-a alunecat din nou la Hana și la copilul meu. Arsinoe a observat chipul meu trist și a spus neliniștită: "Așa este, Turms, am greșit că am vândut-o pe Hana, dar voiam să o trimit undeva cât mai departe de Roma, de aceea am vândut-o unui arecare negustor fenician." Apoi s-a uitat cu ochi senin la mine și a jurat: "Pe numele zeiței, pe numele lui Mizme, pe numele lui Hulse și chiar și pe părul de pe capul meu, îți jur, Turms, corabia pe care se afla Hana s-a scufundat în timpul unei furtuni îngrozitoare cu toți sclavii și mărfurile de pe ea. Acest lucru s-a întâmplat în dreptul orașului Cumae și nimeni nu a scăpat cu viață, așa că nu mai e de ce să fii neliniștit pentru Hana și pentru copilul tău. Nu mă ură pe mine din cauza lor." Știam că a mințit. O cunoșteam eu destul de bine pe Arsinoe. Așa deci. Și Iulius? Am întrebat-o scârbit. La urma urmelor puteai să juri chiar și pe numele lui Caius Marcius Coriolanus. Însă tare aș vrea să știu de ce n-ai jurat pe numele fiului tău iubit. S-a uitat înspre mâinile ei și a spus tulburată: "Nu, el n-are nimic a face cu acest lucru." Și apoi el s-a născut mai târziu. Pe numele lui nu pot jura. Dar a intuit bine. Numele lui întreg este Caius Iulius, însă nu am vrut să-ți gândăresc sensibilitatea, de aceea nu ți l-am spus decât pe jumătate. Era o datorie față de adevăratul lui tată. Să știi că s-ar putea să rămâi chiar la Arsinoe și ar fi păcat, i-am spus eu. Ce rost avea să mai te jur și pe părul tău? Dar n-am mai continuat să o necăjesc, fiindcă am înțeles că, dacă jurase, fie și strâmb, o făcuse din milă pentru mine ca să mă elibereze gândurile de sentimentul de vinovăție ce-l aveam din pricina destinului Hanei. Iar dacă a jurat chiar și pe părul ei, riscând să-l piardă, poate că a vrut să-l jertfească pentru mine, fiindcă ea, într-adevăr, mă iubise. Sau poate că-i căzuse deja tot părul și purta o perucă. Nu, nu. Inima ei schimbătoare, labirintul gândirii ei, un bărbat întreg la minte, nu le poate înțelege. Fie așa precum dorești tu, Arsinoe, i-am spus liniștit. Deci Hana s-a înnecat, vina este doar a mea, nu a ta. Nu are niciun rost să te temi de lemuri. Eu te-am iertat. Dă-mi și tu iertare pentru că nu am fost bărbatul care ai fi dorit tu să fiu. Încă îți mai cer să mă ierți pentru că nu ți-am oferit siguranța după care ai răvnit. În numele dragostei noastre îți doresc să rămâi frumoasă și luminoasă, cum ești acum și cum întotdeauna ai fost. Întotdeauna și pentru eternitate, Arsinoe. Chipul ei a început să strălucească și părul își revărsa aurul în lumina zeiței care o scălda. Era ca și cum soarele pătrunsese în întunecata hrubă a închisorii. Am simțit în nări mirosul rozelor și a brândușelor. Pielea ei a devenit și mai netedă de culoarea merelor roșii și a zăpezii. Confuz, tremurând, am recunoscut-o în ea pe zeiță și m-am bucurat că în inima sa ea nu a fost niciodată rea. Crudă, capricioasă, egoistă, nesinceră, ea nu era decât chipul zeiței născută din spuma albă a mării oglindit pe pământ. O undă de dorință, de tandrețe, de iubire mă împingea spre ea arzându-mi trupul, dar nu am mai întins mâinile ca să o ating. Timpul era împlinit, eu mă eliberasem deja de ea. Apăsându-și pieptul cu mâna, a strigat uimită: "Ce ai spus? Ce mi-ai făcut, o, Turms? Sunt atât de fierbinte, inima îmi bate nebunește și simt cum prin vinele mele curge sângele tinereții. O, cât de tânără și de radioasă mă simt! Zeița a revenit în mine." Și-a pipăit fruntea și a spus: "Nu, legile Romei și judecățile ei nu te pot ajuta pe tine.
dar grație zeiței știu cum să te scot de aici. Apoi nu vom mai avea nicio datorie unul față de altul, chiar de-ar fi să nu ne mai revedem niciodată în viața aceasta. S-a plecat să mă sărute, buzele erau reci și obrajii i s-au înroșit ca ai unei fecioare în pragul primului sărut. A fost ultima dată când am salutat-o, fiindcă niciodată nu ne-am mai revăzut. Dar sunt bucuros în inima mea că mi-o pot aminti astfel. Întâlnirea noastră m-a ajutat să-mi accept moartea și în fiecare dimineață am așteptat să aud strigătele mulțimii și pașii lictorilor care să mă ducă în piața unde urma să fiu executat. Promisiunilor lui Arsinoe nu le-am dat o prea mare importanță. Am înțeles că acesta fusese modul în care ea a știut să mă consoleze. Nu putea Arsinoe să schimbe hotărârea judecătorilor. Dar peste câteva zile poarta s-a deschis și în hruba intra femeia pe care am văzut-o în vis, a cărei față era acoperită de o pânză cenușie și care mă privise prin fanta din dreptul ochilor, căreia nu i-am putut vedea chipul. Abia după ce gardianul a ferecat poarta hrubei și a dezvelit fața brăzdată de încrețituri adânci, și am înțeles că în fața mea se găsea cea mai bătrână preoteasă a templului zeiței Vesta. O văzusem deja de multe ori la circ, așezată în loja de onoare a vestalelor. Mi-a spus, tu ești bărbatul pe care îl caut. Îți recunosc chipul. Abia o puteam zări în întunericul hrubei, dar într-un acces de luciditate, zidurile închisorii s-au deschis și am văzut-o ca în lumina zilei, așezată pe o bancă de piatră cu o umbrelă de soare deasupra capului. Am îngenunchiat în fața ei și m-am aplecat capul. A surâs cu zâmbetul ei șters de femeie bătrână, mi-a atins părul murdar și m-a întrebat, oare nu-ți mai aduce aminte de mine, Turms? M-ai întâlnit chiar în prima zi când ai ajuns în Roma. De atunci au trecut deja 9 ani. Singur ai găsit grota și izvorul sacru, ți-ai răcorit mâinile în apa lui și ai ales cununa de iederă. A fost destul pentru mine, dar chipul ți-l cunoștea mai de mult. Și a mai spus, zeii mi-au arătat ce am de făcut. Romanii nu trebuie să te dezonoreze și să te omoare, o, Turms, pentru că un astfel de sacrilegiu i-ar mânia pe zei și dezastru s-ar abate asupra Romei. Spre binele Romei, tu trebuie să fii eliberat și pentru tine, fiindcă Roma este orașul tău. Nu am fost prea fericit în Roma, i-am spus eu. Viața în Roma mi-a adus multă amărăciune în suflet, de aceea nici nu mi-este frică de moarte. A scuturat ușor din cap și a spus, fiul meu iubit, tu cel care trebuia să vii, rătăcirea ta încă nu s-a sfârșit, tu încă nu poți să te odihnești și să uiți. Ochii ei negri m-au privit intens. Ea a rostit, mângâietoarea, plăcuta uitare, binecuvântata uitare. Dar tu nu te-ai născut om pe pământ doar pentru tine, singur te-ai rătăcit, tu ai fost liber să alegi ce ai vrut, dar acum a venit timpul, cununa din frunze de stejare îți poate acoperi capul. Cei 9 ani au trecut, ai atins deja vârsta înțelepciunii. Trebuie să mergi spre nord, este o poruncă, nu te supune altor semne sau prevestiri. Cum aș putea să merg când singurul meu drum este deja hotărât? Dar eu voi fi decapitat în curând. Ce mai poți face tu, o femeie bătrână? Și-a îndreptat trupul și-a ridicat capul și a spus, este luna februarie. Săritoarele gângănii de primăvară ale zeului lup și-au pierdut elitrele de aramă, ca și cum mâini nevăzute le-ar fi smuls. Cei 12 prezicători care tălmăcesc semnele câmpului sunt neliniștiți și din cauza șoarecilor și aciorilor. Ei au confirmat că niciodată culturile tale n-au fost atinse de grindină. Pământul tău a fost întotdeauna dăruit cu soarele și cu ploile care au fost de folos. Vitele tale nu s-au îmbolnăvit niciodată. Oile tale au fătat miei gemeni. Zeul tău, care este un zeu străin pentru Roma, el și-a manifestat voința prin multe prevestiri care nu pot fi ignorate. Romanii respectă legile, dar mai mult decât de legi, se tem de zeii străini și nu doresc ca ei să se amestece în treburile Romei. Pe zeii lor știu cum să-i înduplece și să-i liniștească, dar pe zeii străini nu, fiindcă nu cunosc verbele sacre pe care trebuie să le rostească, nici jertfele cu care să-i mulțumească. Apoi a spus, acum câteva zile soția unui înalt senator a venit să-mi vorbească despre tine. La început n-am înțeles despre cine este vorba și m-am îndoit de spusele ei, pentru că de obicei ea aduce jertfe secrete pentru ca anumitor femei respectabile să le meargă rău,
Dar zeița ei mi-a venit în ajutor și mi-a deschis ochii și am înțeles că o mare nenorocire se poate abate asupra Romei. Marele pontif și-a desfășurat cartea și a găsit numele tău în ea. Senatul a trebuit să se supună, fiindcă cele mai vechi familii din Roma cunoșteau deja despre ce este vorba. Turms, pedapsa ta a fost anulată. Nici biciuit nu vei fi, dar trebuie să pleci din Roma și vei pleca spre nord. Tu ești deja așteptat, lacul tău te așteaptă, muntele tău te așteaptă. Vestala a bătut în poartă. Gardianul a deschis-o și a adus o ciutură plină cu apă. Apoi a intrat un fierar care mi-a tăiat lanțurile. Bătrâna vestală m-a spălat cu mâinile ei, mi-a uns trupul și mi-a pieptănat părul. Apoi gardianul a adus un coș de nuiele în care se găsea o tunică largă, făcută din cea mai fină lână, și vestala m-a înveșmântat. Apoi a pus pe umerii mei o togă cenușie asemănătoare celei pe care ea o purta, iar pe cap mi-a așezat o cunună de frunze de stejar și ghinde. Ești gata de drum, a spus ea, dar amintește-ți, ceea ce ți-am spus este secret. Poporul roman nu trebuie să știe nimic. Toți cei de-a căror încredere am avut nevoie au jurat că vor păstra tăcere. Grăbește-te, aleargă sprinten, o tu, cerb sacru! Cei 12 tălmăcitori ai câmpurilor te așteaptă, ei te vor proteja și te vor conduce de partea cealaltă a Tibrului, în afara hotarelor Romei. Pentru prima dată de când există Republica Romană, consulul a anulat o condamnare la moarte. Dar poporul nu trebuie să știe acest lucru. Bătrâna fecioară a templului Vestei a mai spus, zeii au învăluit orașul în ceață ca să-ți înleznească plecarea. Mi-a întins brațul și m-a scos afară din hruba umedă și rău mirositoare, apoi toate porțile închisorii s-au deschis în fața noastră una după alta. Ceva din interiorul ființei mele mi-a spus că o asemenea femeie nu aștepta de la mine nicio răsplată, nicio vorbă de mulțumire. Era ceața sacră, ceața care ne ascundea altor priviri și ne proteja pașii. Când am ajuns în forum, tălmăcitorii pământului m-au înconjurat. Mi-au sprijinit atenți cu brațele lor și m-au ajutat să merg, fiindcă picioarele-mi tremurau și eram lipsit de puteri, după atâta timp cât trăisem în acea hrubă închisorii. Străjerii podului s-au întors cu spatele ca să nu ne vadă când am alunecat pe lângă ei ca niște umbre prin ceața cu care zeii m-au protejat. Pentru ultima dată am mers de-a lungul podului Romei, am simțit mirosul lui de bălegar și scârțitul lemnului sub picioare, dar ceața era atât de groasă, de aceea n-am putut distinge apa Tibrului. Am auzit doar când am trecut pe lângă pilonii de susținere tânguirea ei, murmurul de rămas bun al Tibrului. Când am vrut să traversez drumul, pentru a mai privi încă o dată spre casa și pământul meu, tălmăcitorii pământului m-au împiedicat și au rostit în șoaptă. Îți vom proteja pământul, îți vom proteja sclavii, îți vom proteja vitele, nu te abate de la drumul tău. Când am ajuns la hotare, s-au strâns în cerc împrejurul meu și s-au așezat pe pământul umed. M-am așezat și eu. Ceața s-a ridicat și vântul a început să bată, iar ei ofrând ceremonios o pâine de orz în 12 părți și au luat fiecare, începând cu cel mai bătrân, și au mâncat. Apoi cel mai bătrân dintre ei a turnat într-un vas de argilă vinul dintr-un burduf. Vasul de argilă a trecut din mână în mână și ei au băut, dar mie nu mi-au dat nici să beau, nici să mănânc. Vântul de nord a risipit apoi ceața și cerul s-a deschis luminos. Când a început să ardă soarele, ei s-au ridicat deodată, mi-au pus pe umeri un sac din piele și m-au împins dincolo de hotare pe pământul etrusc. În inima mea eu am știut că ceea ce au făcut ei a fost just. Vântul de nord triumfător îmbiciuia obrajii. Sângele din trupul meu a început să clocotească, dar pământul pe care picioarele mele au pășit nu-l cunoșteam. 7. Nordul era direcția spre care trebuia să mă îndrept. Mă simțeam mai liber decât oricând. Am dat jos de pe mine viața de până atunci, așa cum lepezi un veșmânt prea uzat. Mi-am simțit ființa ușoară, ca și cum aș fi fost o pasăre a văzduhului. Mi se părea că picioarelor mele le crescuseră aripi și nu mai atingeau praful pământului. Eram îmbătat de lumina soarelui, ochii mei nu se mai săturau să privească verdele câmpurilor și dealurilor. Viața de nomad mă făcea să zâmbesc. Primăvara hoinărea împreună cu mine. Păsărelele ciripeau, râurile își ieșeau din matcă, ploi blânde sărutau pământul. Mă abăteam uneori,
De la drumul drept urmăream potecile păstorilor și mă odihneam picioarele obosite la malul unui iaz. De pe dealuri se auzeau duioase melodii pe care păstorii le cântau din flaute. Am mers doar spre nord și uneori, în jurul capului meu, s-au rotit în zbor păsări. Mă deșteptau în zorii zilei țipetele gâștelor sălbatice ce urcau spre cer. O fericire a așteptării era în inima mea. Nu mă gândeam la nimic. Nu-mi doream nimic. Ceva din ființa mea îmi spunea că mă voi regăsi, că este timpul potrivit pentru a mă cunoaște. Înțelesuri ascunse îmi călăuzeau pașii. Nu mă grăbeam. Câteodată nopteam la vreo stână, alteori în bordeiul rotund al vreunui țăran sărac. Deseori mă odihneam la poalele munților și mă bucuram de căldura binecuvântată a soarelui. Apa era proaspătă, pâinea avea un gust bun și am fost iarăși puternic. Ca și cum aș fi fost din nou tânăr, mi-am simțit trupul purificat de o travă ucigătoare a vieții, de opresiunea lucrurilor făptuite, de tortura gândurilor. Eram liber, mă bucuram de singurătate, hoinăream fericit. Apoi au apărut dealurile în vârful cărora alergau umbrele norilor. Într-un sfârșit, după săptămâni de drum, am întâlnit câmpiile roditoare, coastele colinelor acoperite cu viță de vie, plantațiile gri argintii de măslini și străvechii smochini. În vârful unui munte se ridica o cetate cu ziduri îmbrăcate în iederă, porți arcuite și case colorate, dar nu m-am îndreptat într-acolo. Împins de o dorință arzătoare, am părăsit drumul ce ducea spre oraș și am căutat cărarea spre muntele vecin. Păsările și-au întrerupt zborul, apoi au fost înaintea mea, arătându-mi drumul spre vârful muntelui vecin, iar o vulpe, care se odihna în fața vizuinii ei, s-a ridicat și a început să alerge înainte-mi, luând cu asalt pantele ce trebuiau depășite. Simțeam în nări mirosul animalelor pădurii. Un cerb semeț pășa, ușor, alături de mine. Pietrele se răstogoleau sub picioare, veșmintele mi erau destrămate. Pantele erau abrupte, urcușul nu era câtuși de puțin ușor și abia puteam să mai respir. Însă, la un moment dat, am simțit că sunt în apropierea unui loc sacru. Și de la o clipă la alta, această presimțire a fost mai puternică, până când nu am mai fost doar eu, acela care eram. Eram și pământul și cerul și văzduhul și muntele. Eram mai mult decât eu. Am văzut gurile mormintelor, coloanele sacre din fața lor și locuințele pictorilor și tăietorilor de piatră. Am văzut scara sacră, dar nu m-am oprit. Am urcat mai sus de morminte până am ajuns în vârful muntelui. Atunci a început furtuna. Deasupra capului meu, bolta cerului era fără nori, dar vântul sufla așa cum va sufla atunci când mă voi întoarce într-un trup plămădit dintr-o altă argilă și voi urca scara mormântului, ținând în mâini vasul negru cu pietrele vieții mele. Prefecă-mi se scrisul în pulbere, risipească-mi se aducerea aminte, ce importanță are. Piatră după piatră voi lua în mână pietrele vieții mele și le voi citi, iar sub cerul senin al muntelui meu sacru, furtuna se va dezlănțui din nou. M-am uitat spre nord și am văzut lacul. Înconjurat de munții brumării, marele meu lac, frumosul meu lac, l-am recunoscut. Ca și cum i-aș fi auzit cândva trestia unduitoare, ca și cum i-aș fi simțit cândva mirosul de mâl, ca și cum i-aș fi gustat deja apa proaspătă. Vâietul furtunii îmi lovea urechile și m-am întors privirea spre apus, dincolo de morminte, spre conul muntelui albăstrui al zeiței. Și muntele mi-era cunoscut. Mi-am lăsat ochii să coboare drumul sacru, străjuit de coloanele din lemn pictate până în câmpie, apoi să urce din nou pe cealaltă parte a muntelui. Acolo era orașul meu, l-am recunoscut. L-au recunoscut picioarele mele, l-a recunoscut inima mea. L-am simțit cu inima mea când am trecut hotarele, când am depășit dealuri, în vârful cărora alergau umbrele norilor. O amețeală plăcută era în toată ființa mea. Am îngenunchiat și am sărutat pământul care m-a adus pe lume. Am sărutat pământul mama mea și i-am mulțumit că am ajuns înapoi acasă după lunga rătăcire. Umbrele unor ființe luminoase au străbătut cerul, iar eu am coborât panta muntelui, am ajuns la fântâna sacrificială și am privit în întunecatul hău. M-am oprit în fața mormintelor, nu am ezitat. Am atins capătul rotund al unei coloane decorate cu un cerb grațios care sărea
și am șoptit: Tată, fiul tău s-a întors. M-am întins pe pământul cald din fața mormântului tatălui meu. Liniștea și siguranța pe care le-am simțit în inima mea atunci, niciodată nu o mai cunoscusem. Am privit cum soarele coboară domol și se ascunde în spatele muntelui conic al zeiței, colorând dealurile în roșu sângeriu. Acoperișurile templelor din oraș și statuile pictate ale zeilor de pe muntele de pe cealaltă parte a văii au strălucit în lumina soarelui de asfințit. Apoi s-a lăsat întunericul și eu am adormit. M-au deșteptat tunetele. Era noapte și vântul vuia. Norii se rupseseră dintr-o ploaie caldă și, în apropiere, am văzut strălucirea fulgerelor. Apoi, pământul de sub mine s-a cutremurat când fulgerul a lovit creasta muntelui din fața mea. Am simțit în nări mirosul fulgerului și al pietrei sfărâmate. Mâinile și picioarele mele au început să vibreze. Dansul ancestral era din nou în mine. Am ridicat mâinile spre cer, ploaia caldă m-a sărutat și am dansat dansul fulgerului sacru ca atunci pe drumul ce ducea spre templul din Delphi, când am dansat dansul furtunii. Când m-am deșteptat din nou, am observat că soarele răsărise deja. Trupul îmi era înghețat și am început să-mi freg mâinile și picioarele ca să mi le încălzesc. Tăietorii de piatră și pictorii care se îndreptau spre locurile lor de muncă s-au oprit și m-au privit cu teamă. Când au văzut că sunt viu, s-au întors cu spatele și și-au văzut de drum. Gardianul mormintelor și-a ridicat bastonul sacru. Atunci a apărut urcând muntele pe cărarea sacră preotul fulgerelor, care era înveșmântat în mantia de ceremonie și avea pe cap o cunună. Gardianul i-a ieșit în întâmpinare și a strigat că în fața mormântului regal al lui Lars Porsena a găsit dormind un străin înfășurat într-o mantie cenușie. I-a mai povestit că alături de mine dormea o căprioară și că porumbeii zeiței au zburat deasupra capului meu și că apoi m-am deșteptat când au venit artizanii. Preotul fulgerelor a spus: Asta noapte a strălucit fulgerul, de aceea am venit să văd ce s-a întâmplat pe muntele sacru. S-a oprit în fața mea și m-a privit intens, apoi și-a acoperit ochii cu mâna stângă, a ridicat brațul drept și m-a salutat ca pe un zeu. Îți recunosc chipul, a spus el și a început să tremure. L-am văzut în statuile și freșcele din morminte. Cine ești tu? Ce dorești? Am căutat și i-am găsit, i-am răspuns eu. În inima mea am lovit până ce poarta s-a deschis. Eu, Turms, m-am întors acasă. Sunt fiul tatălui meu. Un bătrân tăietor de piatră cu fața obosită, care se întâmplase să treacă în timpul acesta pe lângă noi, a lăsat să-i cadă din mâini uneltele ce le purta și a izbucnit în plâns. Este el. Regele nostru s-a întors printre noi, trăiește și este încă și mai frumos decât în cele mai bune zile ale bărbăției sale. S-a plecat să-mi sărute genunchii, dar nu i-am dat voie și i-am spus: Nu, te înșeli, nu sunt rege. Dar câțiva artizani deja alergau înspre oraș să vestească sosirea mea. Preotul fulgerelor a spus: Am văzut fulgerele, sosirea ta era anunțată și inițiații au discutat despre asta încă de acum 9 ani. Multora le-a fost teamă că nu vei găsi niciodată drumul întoarcerii, dar nimeni nu a îndrăznit să se amestece în destinul hotărât de zei și să te călăuzească. Augurul nostru te-a salutat atunci când ai ajuns în Roma și ți-a citit prevestirile pe care le-a anunțat și inițiaților. De la marele preot al fulgerelor de pe insulă, noi am știut că ești pe drum, fiindcă fulgerele, în semn de bucurie, au trasat un cer complet pe pământ. Spune-mi, tu ești cu adevărat Lucumon? Nu știu, i-am răspuns eu. Știu doar că m-am întors acasă. Chiar dacă nu ești Lucumon, a spus el, nu-mi cap îndoială că prin venele tale curge sânge nobil. Tu ești fiul lui Lars Porsena. Te-ai odihnit noaptea în fața mormântului lui și nu numai atât, după chip se cunoaște că ești fiul lui. Am văzut apoi cum țăranii din vale și-au abandonat boii și carele lor și au început să urce muntele unul după altul pe cărarea sacră ca să ne iasă în întâmpinare. Eu nu cer nimic, i-am spus. Doresc doar să-mi trăiesc restul vieții în țara mea. N-am venit să revendic nici averi, nici putere. Ajuns în țara mea, ca cel mai umil dintre umili, am recunoscut dealurile, am recunoscut munții, am recunoscut lacul, am văzut mormântul tatălui meu. Este tot ceea ce voiam, îmi este de ajuns, dar povestește-mi despre tatăl meu. Numele orașului tău este Clusium, a spus el evaziv.
este cetatea etruscă a vaselor de ceramică neagră și a chipurilor eterne. De când lumea, olarii și sculptorii din Clusium au creat pentru eternitate chipuri de oameni din argilă arsă, din piatră moale și din alabastru. De aceea tu ești ușor de recunoscut, Turms. Te vei regăsi în chipul tatălui tău. Aici, la picioarele noastre, în acest mormânt, el se odihnește. Iar pe sarcofag, pentru eternitate, statuia lui din piatră este culcată, ținând în mâini cupa sacră. Și în oraș sunt imagini ale lui. Povestește-mi despre tatăl meu. L-am mai îndemnat eu încă o dată. Până acum eu nu am știut nimic despre originea mea. Și el a povestit. Lars Porsena a fost cel mai curajos suveran al țărilor din interiorul Etruriei. El însuși nu s-a recunoscut ca Lucumon, iar numele de rege noi l-am dat abia după ce a murit. El a cucerit Roma, dar nu a vrut să-i constrângă pe roman ca să-l reînscăuneze pe regele pe care ei l-au expulzat. De aceea i-a sfătuit pe roman să se orienteze pentru o guvernare asemănătoare cu a noastră, pe care noi am adoptat-o după moartea lui. Noi avem 2 conducători și 200 de reprezentanți care sunt aleși în fiecare an. Glasul poporului este ascultat când sunt aleși reprezentanții. Ambițioșii care au dorit după moartea lui Lars Porsena să se agațe de putere nu au reușit. Noi am hotărât ca până în momentul în care vom găsi un lucumon adevărat, nu vom admite un guvernator unic. A spus în continuare preotul Fulgerului. Tatăl tău a fost în tinerețe un bărbat plin de viață, neliniștit. A luat parte la expediția de război a etruscilor din Cumae. După ce am fost înfrânți, el s-a întrebat, ce anume este acel ceva pe care grecii îl au, iar nouă ne lipsește. De aceea a călătorit în orașele Greciei ca să învețe obiceiurile grecilor. Departe pe înălțimi, în fața porții arcuite a orașului, se vedea mulțimea de oameni înveșmântați în alb. Apoi au ajuns primii țăranii și s-au oprit la o distanță considerabilă față de noi, cu mâinile aspre legănându-se ușor pe lângă corp și s-au uitat cu atenție înspre mine. Lucumonul, își murmurau ei unul altuia. Lucumonul a sosit. Întorcându-se spre ei, preotul Fulgerului le-a explicat. El este fiul lui Lars Porsena, care s-a întors din țări străine. El nici nu cunoaște semnificația cuvântului Lucumon. Nu ne mai tulburați cu șușoteli stupide. Dar oamenii au murmurat în continuare. Așa se face că din gură în gură au ajuns până la urmă ca fiecare să audă următoarele vorbe. El a adus ploaia, a venit odată cu descreșterea lunii și ne-a binecuvântat câmpurile. Au rupt crenguțe verzi din copaci și le-au fâlfâit în semn de bun venit și au strigat, exaltați de bucurie, Lucumon, Lucumon. Preotul Fulgerelor, contrariat, mi-a spus, ai incitat neliniștea poporului, nu este bine, dacă ești într-adevăr Lucumon, va trebui să fii supus la probe și recunoscut. Acest lucru se poate face doar la toamnă, când are loc adunarea sacră a tuturor orașelor etrusce din Volsinii, la marginea lacului. Până atunci, cel mai bine ar fi să nu te faci nici văzut, nici auzit. Însă primii locuitori din oraș au făcut deja apariția gâfâind după drumul greu pe care îl străbătuseră în goană. Erau îmbrăcați în grabă cu cele mai frumoase veșminte de sărbătoare. Șușoteala mulțimii, care era la început ca o adiere de vânt, a crescut de la o clipă la alta până ce a ajuns ca vijelia furtunii și toți își povesteau ce se întâmplase. Am auzit cu urechile mele pe cineva care povestea ca și coborât din cer odată cu Fulgerul și pe un altul care susținea că ajunsesem pe muntele sacru, călătorind pe spinarea unui porumbel. Iar strigătele mulțimii erau din ce în ce mai triumfătoare. Lucumon, Lucumon! Dar prea aproape de mine nimeni nu se încumeta să stea sau să-mi atingă veșmintele. Apoi au apărut și augurii cu toiagele lor terminate cu un cârlig recurbat și preoții haruspicii, purtând fiecare câte un model din bronz sau din argilă arsă a ficatului de berbec, pe care erau înscrise numele și locurile zeilor. Mulțimea s-a dat la o parte, iar ei s-au apropiat de mine, studiindu-mă doar cu privirea lor înțeleaptă. Pe cer alunecau norii și pentru un moment un nor a umbrit soarele. Fiind în umbră, am văzut clar muntele zeiței în lumina puternică a soarelui. Preoții erau într-un moment dificil, dar acest lucru aveam să-l aflu mai târziu. Adevărul este că doar cei mai vârstnici dintre ei erau inițiați și fuseseră avertizați de venirea mea, dar chiar și cei care erau inițiați își puneau întrebarea
dacă eram un adevărat Lucumon sau doar fiul lui Lars Porsena, fapt care la urma urmelor tot o bucurie era pentru poporul care, într-adevăr, îl iubise. Dar prevestirile și profețiile nu erau de ajuns. Trebuia ca eu însumi să mă recunosc Lucumon și să fiu recunoscut. Recunoașterea o puteau face doar cei doi Lucumoni în viață din Etruria. În timpurile noastre moderne, foarte mulți oameni, în mod special cei din porturile de la mare, se îndoiau că Lucumonii ar exista în realitate. Aceasta era influența grecească. Vântul arid al îndoielii care sufla dinspre Ionia se împrăștiase pe toate mările și pământurile. Probabil că preoții ar fi preferat să mă tragă de o parte și să discute cu mine, dar poporul sosise înaintea lor. Râzând bucuroasă, mulțimea încuraja pe băieții tineri și pe fete, care erau împodobiți cu cunun de mirt, violete și dafin, să aducă pe muntele sacru litiera divină din templu. Muzica fluierelor duble se dezlănțuise, iar dansatorii sacri roteau zbârnăitoarele în mâini, răspunzând suflătorilor din fluier. Fără teamă, ei s-au apropiat de mine, m-au prins de brațe și m-au obligat să mă așez pe perna dublă de pe jilțul divin. Dar când au început să ridice litiera divină ca să o poarte pe umerii lor, n-am mai răbdat. Am țipat la ei să o coboare, m-am ridicat în picioare, apoi am îmbrâncit și, făcându-mi loc prin mulțime, am început să merg pe drumul sacru înspre oraș. Tinerii m-au privit neliniștiți și și-au frecat brațele ca și cum ar fi fost loviți, dar eu nu-i lovisem. Toți norii se risipiseră de pe cer și razele de soare mi-au urmărit pașii. Când mi-a văzut părul strălucind în soare, mulțimea a intonat ceremonios: Lucumon, Lucumon. Nu au murmurat în joacă, nu au murmurat triumfător, au făcut-o cu toții în semn de respect. În urma mea mergeau preoții, iar mulțimea venea după ei liniștită. În felul acesta am coborât până în vale, apoi am urcat drumul șerpuitor, până am ajuns la arcada porții și am intrat în orașul meu. În tot acest timp, soarele a strălucit și un vânt ușor mi-a mângâiat și mi-a răcorit fața. Mi-am petrecut toată vara aceea minunată în casa liniștită pe care bătrânii orașului mi-au oferit-o. Servitorii căror pași nu se auzeau, vegheau sau îmi tot ce-mi trebuie. Îmi înțelegeam ființa, mi-o ascultam și încercam să mă cunosc mai bine. Le-am spus preoților inițiați să mă învețe ce trebuie să știu, dar ei mi-au răspuns: dacă ești Lucumon, știința este în tine însuți, nu în noi. Să fi fost ei invidioși și doritori de ceartă, să se fi îndoit asupra intențiilor mele, temându-se că, în numele tatălui meu ce fusese rege, voi încerca să mă agăți de putere? Nu știu. Cert este că, din cauza poporului care avea încredere în mine, ei n-au îndrăznit să-mi facă niciun rău, deși ar fi putut să mă otrăvească, la fel cum i-au otrăvit pe cei care au aspirat să ajungă regi după moartea lui Lars Porsena. Moartea tatălui meu a fost neașteptată. El a fost atacat de un porc sălbatic care l-a mușcat cu colții lui înfiorători. Sănătos și în putere, el a murit la cea mai frumoasă vârstă a vieții, când încă nu împlinise 50 de ani. Dar renumele lui s-a păstrat și bănuiesc că se va păstra atâta timp cât poporul etrusc va mai fi pe pământ. Acea vară toridă, când eu am bășbuit ca să deschid porți secrete din profunzimile ființei mele, a fost cea mai frumoasă vară din viața mea. O vară minunată, roditoare, prosperă. În Clusium au suflat vânturi calde și ploile au fost din abundență. După cum au afirmat toți, nimeni nu-și aduce aminte să mai fi fost vreodată grânele mai bune și vinul mai dulce. Vitele au fost grase și nicio boală n-a bântuit, nici asupra oamenilor, nici asupra animalelor. Nu au fost crime, iar vecinii care se certau de viață s-au împăcat. După atâția ani de greutăți și neînțelegeri, norocul mă însoțise la Clusium. Un preot inițiat mi-a povestit că mă născusem cu fața acoperită de o membrană. Au mai fost și alte prevestiri care i-au incitat pe bătrâni să-i profețească tatălui meu că eu voi deveni Lucumonul poporului meu. Dar tatăl meu a spus: eu însumi nu mă recunosc ca fi un Lucumon, chiar dacă alții m-au îndemnat să cred că sunt. Inteligență, curaj și integritate sunt de ajuns pentru un om. Să ai milă de cel care suferă, să-l susții pe cel slab, să-l pognești pe cel insolent peste gură, să rupi punga cu aur acelui lacom, să-i lași celui ce lucrează pământul pe care lucrează, să protejezi poporul de hoți și de uzurpatori. Un suveran nu are nevoie de o astfel de gândire după care să se orienteze. Nu este nevoie să fii Lucumon pentru a guverna corect.
Dacă fiul meu este un adevărat lucumon, el trebuie să fie în stare să se descopere singur că este lucumon și să-și găsească singur cetatea ca lucumonii din timpurile străvechi. Nimeni nu obține prin naștere dreptul de lucumon. Abia după vârsta de 40 de ani, un adevărat lucumon se poate recunoaște și poate fi recunoscut. De aceea eu trebuie să-mi încredințez fiul altcuiva să-l crească. Așa se face că atunci când am împlinit 7 ani, tatăl meu a călătorit împreună cu mine la Sibaris, cel mai civilizat oraș grecesc al Italiei, și m-a încredințat unui prieten apropiat, obținând de la el promisiunea că nu-mi va spune nimic despre originea mea. Desigur, nu i-a fost ușor să mă lase acolo, mai cu seamă că eram singurul lui copil. Mama mea murise când aveam 3 ani și tata nu a vrut să se recăsătorească. Din cauza poporului lui m-a sacrificat pe mine, pentru că nu a dorit să ajung un fals lucumon, doar pentru că după ce m-am născut, semnele au arătat că sunt lucumon. Fără îndoială, în intenția lui a fost să-mi supravegheze de departe creșterea și educația, dar pe neașteptate izbunit, războiul cu Crotona, în care Sibarisul a fost șters de pe fața pământului, cu o meticulozitate nemai întâlnită până atunci. Din cele 400 de familii din Sibari s-au supraviețuit doar femeile și copiii, care s-au îmbarcat pe corăbii ce au plecat spre Milet. Prietenul tatălui meu a găsit posibilitatea de a mă salva, trimițându-mă în Ionia cu femeile și copiii ce părăseau orașul, dar nu a vrut să dezvăluie că sunt etrusc, pentru a nu fi vândut ca sclav de către cei din Crotona. El însuși a rămas să lupte și a fost omorât, la fel ca toți bărbații celor 400 de familii din Sibaris, chiar dacă lumea nu le amintește niciodată curajul, ci doar îi învinuiește că erau petrecăreți și destrăbălați. Poate că prietenul tatălui meu nu a vrut să spună nici femeilor în grija cărora mă va fi lăsat, care este originea mea, pentru a nu-și încălca legământul ce-l făcuse lui Lars Porsena, dar oricum nu avea nicio importanță, fiindcă cine scăpase din Sibaris avea și așa destule pe cap. Iar nenorociții refugiați au fost uitați de toată lumea, chiar dacă la început Miletul le-a plâns soarta. Tatăl meu nu avea 50 de ani când a murit și mulți au spus după ce el a murit că fusese lucumon, chiar dacă el, din motive neștiute, nu a vrut să-și dezvăluie adevăratul har. Alții au spus că nu ar fi putut fi din cauză că fusese în război și că moartea neașteptată a fost o pedapsă pentru că s-a amestecat în afacerile poporului roman. Mai cu seamă că porcul sălbatic este animalul sacru al latinilor, încă și mai sacru și mai străvechi decât lupul. Inițiații m-au prevenit și mi-au spus. Mulți suverani, chiar unii provenind din cele mai mari familii, au început să-și spună lucumon ca să dea o culoare aparte puterii pe care o au. De aceea este pusă la îndoială existența adevăraților lucumoni. Orice poate fi iertat, dar nimic nu este mai rău decât dacă un fals lucumon se recunoaște cu ipocrizie a fi un adevărat lucumon. Un astfel de bărbat ar putea să se unească cu zeii întunericului și cu ajutorul lor să-i orienteze greșit pe auguri, pe haruspicii și pe fulguriatori. Dar zeii, până la urmă, îi dezvăluiesc pe acești falși lucumoni, chiar dacă ei fac miracole și orbesc pe oamenii obișnuiți ca să nu le înțeleagă falsa identitate. Surorile tatălui meu au venit să mă vadă, dar nu m-au îmbrățișat, iar copiilor s-au uitat cu ochii mari la mine. Ele mi-au spus că vor împărți cu plăcere împreună cu mine averea lui Lars Porsena, chiar dacă nu au nicio dovadă că eu sunt într-adevăr fiul lui, dar eu le-am răspuns că n-am venit în Clusium pentru moștenire, așa că au răsuflat ușurate. Probabil că ar fi fost greu pentru ele să-și convingă bărbații, deși la etruști, femeile pot dispune după cum vor de bunurile lor și au aceleași drepturi de urmași ca și bărbații. De aceea, un bărbat etrus, care este mândru de familia sa, menționează alături de numele tatălui și numele mamei. Adevăratul meu nume este Lars Turms Larkhana Porsena, fiindcă mama mea era din străvechea familie Larkhana. Despre ea se povestea că ar fi fost o femeie foarte frumoasă, dar tristă, la fel ca străvechii etruști, despre care se știe că avea o înclinație mai mare spre melancolie decât cei din zilele noastre. Tatăl meu se născuse dintr-o familie etruscă mai tânără și mai impulsivă
ce nu avea rădăcini prea vechi în Etruria. După ce vestea vitejiei lui din război a fost cunoscută, după ce a strâns bogății, a cerut-o pe mama mea de soție, dar mi-au povestit unii bătrâni că încă din copilărie mama mea i-a oferit în joacă un măr pe malul unui râu și de atunci el a știut că ea va fi soția lui. Cei de același sânge cu mine m-au vizitat pentru a ne cunoaște, dar au avut, la fel ca și ceilalți oameni, o poziție neutră și nu au vorbit în favoarea sau defavoarea mea, așteptând doar ca adunarea din Volsinii să hotărească dacă sunt sau nu un adevărat lucumon. Singur am gândit așa, de-a lungul vieții mele eu am obținut tot ceea ce am vrut, mai puțin sau mai mult, dar totdeauna suficient. De ce m-aș lega singur de pământuri, case și lucruri? Bogățiile nu-l fac pe un om mai liber, dimpotrivă, îl încătușează. Cel care posedă ceva este întotdeauna bântuit de teama să nu piardă ceea ce posedă. La fel de gelos ca și bogatul care își închide cu 10 ferecături comorile însipete și lădițe, veghindu-le cu strășnicie și temându-se să nu-i fie furate. Omul care este sărac și are câteva oi nu se poate odihni fiind doar cu gândul să nu li se întâmple ceva oilor lui. În acea vară, tinerii din Clusium au exersat conversionare în vederea alegerii celui care va reprezenta orașul la jocurile tradiționale din Volsinii, unde în fiecare an era desemnat orașul suveran al Etruriei. Doar inițiații mi-au explicat că de secole aceste lupte sacre nu mai aveau nicio influență politică. În zilele noastre, câștigătorul luptelor poate să se căsătorească cu fecioara, care este miza jocului, iar orașul lui este timp de un an orașul de onoare al Etruriei. Nu am fost prea atent când mi s-a povestit despre tradițiile perpetuate prin aceste jocuri din Volsinii. Eram preocupat să învăț a mă cunoaște pe mine însumi, nu doar ca om, ci încă mai mult. Locuiam într-o încăpere depărtată de orice zgomot cu pereții acoperiți cu frește. Sculpturi, vase de ceramică și alte obiecte minunate mi-încântau ochii. Mă odihneam pe saltele moi, beam vin bun și mă bucuram de cele mai rafinate mâncăruri. Nici din patul în care mă odihneam nu lipsea tot ceea ce trebuia pentru a-mi desfăta simțurile. Dar din mine lipsea ceva și încă nu știam ce, și am bătut cu răbdare la porțile inimii mele. Uneori totul îmi era clar pentru o clipă. Se întâmpla ca trecerea unui fulger, alteori ca un țipăt o idee se desprindea din gândurile mele. Atunci eram fericit, dar apoi îmi simțeam din nou greutatea terestră a trupului. Parfumuri îmbătătoare îmi desfătau fiecare clipă, zi și noapte, ardea tămâia și mirodeniile, în timia terioanele de aramă. Cu toate acestea simțeam mirosul mort a trupului meu, cu toate că încercasem să îndepărtez tot ceea ce era în mine trupesc, omenesc. În noaptea cu lună plină mi-a apărut în vis zeița fecioară sălbatică și intimidantă cu chipul mânios, și zeița născută din spuma mării mi-a apărut în vis cu părui de aur și trupul alb ca zăpada, și a încercat să mă lege din nou de pământ amăgitor. În ciuda acestor apariții a fost cea mai frumoasă vară a vieții mele, acea vară în care m-am descoperit pe mine însumi și am aflat că sunt mai mult decât un trup pieritor de argilă. Apoi, puțin înainte de a veni toamna, nu m-am mai bucurat nimic și am fost sfâșiat de o melancolie profundă. În noaptea când luna se mistuise de pe cer, am plecat spre Volsinii împreună cu reprezentanții orașului Clusium. Dar pe propriile picioare nu mi s-a permis să merg, nici pe spinarea vreunui cal sau măgar. Am fost purtat într-o șaretă acoperită, trasă de boi albi, a căror frunte era împodobită cu o panglică lată dintr-o țesătură fină vopsită în roșu. Draperiile grele mă ascundeau privirii oamenilor. În aceeași aretă, disimulate după aceleași draperii, au fost transportate amândouă conurile de piatră albă din templul zeului Voltumna, Metamorfozatorul. Încă o dată mă voi odihni pe patul convivial și mă voi desfăta la ospățul zeilor, atunci când sudoarea morții îmi va abrobona fruntea. De aceea eu, turm, sunt că nu mă grăbesc să consemnez tot ceea ce aș dori să-mi amintesc când mă voi întoarce. Ultima carte. Ospățul zeilor. 1. Nu există un lac mai limpede și mai albastru decât lacul sacru al poporului nostru etrusc.
Când l-am văzut prima oară între munții maestoși, pe suprafața lui liniștită, se oglindea puțină lumină de amurga toamnei. Tot atunci am văzut pentru întâia oară templele și rotundul sacru din pietre, cercul zeiței Turan, cea căreia grecii îi spun Afrodita. Am văzut brazda din care se ridicase o tinioară Tages ca să dăruiască Etruriei înțelepciunea. Am văzut izvorul pe lângă care s-a arătat nimfa Vegoia. Cine știe, poate că Tages și Vegoia își vor fi făcut apariția într-o altă lume. Dar ce importanță are că mormântul lui Tages se află în Tarquinia sau că la Roma oricine poate vedea peștera și izvorul Vegoiei, din moment ce tradiția a așezat pentru eternitate aceste locuri sacre în Volsinii. Însă pentru mine, cel mai sacru dintre toate locurile sacre rămâne templul zeițului Voltumna, metamorfozatorul. Coloanele lui masive de piatră înconjoară un sanctuar gol, care este străjuit de o imitor de frumoasă himeră din bronz, în trupul căreia se lășuiesc împreună un leu, un șarpe și un vultur, simboluri ale pământului, cerului și puterii subterane. Neînvinsă, himera apără sanctuarul gol al lui Voltumna. Grecii pretind că un oarecare erou de-al lor, călare pun cal în aripat, ar fi învins și ar fi omorât himera. În tinerețe la Corint eu însumi am văzut fântâna lui Pegas, dar pentru poporul etrusc, himera trăiește ca simbol al zeului Voltumna, metamorfozatorul, și grecii încă n-au reușit să o omoare. În timpul sărbătorii de toamnă se adunau oaspeți din toate orașele etrusce în Volsinii, dar numai reprezentanții desemnați împreună cu suita lor aveau dreptul să intre în perimetrul sacru și să locuiască acolo. Partea nesacră a puternicului și prosperului oraș Volsinii se întindea pe o distanță de jumătate de zi de mers prin trecător și de cățărat pe crestele munților. Artizanii și negustorii din Volsinii sunt renumiți în toată Etruria și știu să profite din plin de sărbătoarea de toamnă. În dimineața primei zile, cu capul acoperit, am fost condus la casa consiliului, unde erau deja întruniși cei 12 reprezentanți ai celor 12 orașe. Printre ei erau doi lucumoni adevărați și alți cinci, care doar foloseau acest titlu. Al optulea era un rege ales de popor, iar ceilalți patru erau pur și simplu delegați numiți de sfatul înțelepților din orașul lor. Printre aceștia, din urmă, era și reprezentantul orașului Clusium. Printre cei 12 bărbați erau și bărbați foarte bătrâni, dar și foarte tineri, de pildă Lars Arnt Velturu, care, în calitate de regent, își înlocuia tatăl. Toți erau înveșmântați în mantii pe care erau brodate în semnele sacre ale orașelor lor. Toți m-au privit cu curiozitate, dar nu cu superioritate. Unii erau în picioare, alții așezați, dar nimic nu lăsa să se bănuiască vreo ierarhie. Mi-am descoperit capul. Știam că aceasta este prima și cea mai simplă încercare. În timp ce privirea mea trecea de la un bărbat la altul, fiecare încerca să-mi atragă atenția. Unii clipind complice din ochi, alții surâzând sau afișând un aer sever. Fiecare și-a acoperit mantia ca eu să nu pot distinge după însemne cărui oraș îi aparține. Cu toate acestea am știut imediat care sunt cei doi lucumoni. Nu aș putea explica cum de i-am recunoscut, dar am fost absolut sigur și am zâmbit amuzat de jocul lor copilăresc. Apoi m-am dus și m-am înclinat cu respect capul în fața bătrânului lucumon al orașului Volsinii, după care l-am salutat la fel de respectos pe lucumonul Volterei, un bărbat masiv care încă nu împlinise 50 de ani. Figura îi era întunecată de o eternă răceală. Poate că îl recunoscusem după ochi, poate după zâmbetul din colțul buzelor. Din el se degaja o austeră seriozitate, din bătrânul lucumon al orașului Volsinii, zâmbetul și bunătatea. Pe ceilalți am salutat cu o simplă înclinare a capului. După ce au schimbat o privire între ei, amândoi lucumoni au făcut un pas înainte. Bătrânul a spus: "Te recunosc, Lars Sturms." Dar ceilalți au început imediat să discute zgomotos în contradictoriu și câțiva chiar au spus că aceasta nu este o dovadă suficientă, fiindcă aș fi putut ghici după aspectul lor exterior că cei doi sunt adevărații lucumoni sau că reprezentantul orașului Clusium mi-ar fi putut face un semn discret, indicându-mi. Nu s-a oferit să discute de față cu mine, ca și cum eu nici nu aș fi existat.
Bătrânul Lucumon mi-a atins umărul și prin mâna lui am simțit cum pătrunde în mine toată căldura, bunătatea și tandrețea lui. Umblă pe unde vrei în zilele acestea, a spus el zâmbind. În locuri sacre sau profane, nu are importanță unde. Asistă la sacrificii dacă dorești, urmărește jocurile. Nici o ușă nu-ți va fi închisă, dar nimeni nu te va constrânge să deschizi vreo una. Lucumonul Volterei mi-a mângâiat prietenos umărul. Am simțit cum rigoarea, puterea, siguranța alunecau din mâna lui în mine. Pregătește-te, Lars Sturms, a spus el. Doar dacă tu dorești, nimeni nu te obligă să o faci. Și a adăugat. Oare un adevărat Lucumon trebuie să se pregătească? Nu știu. Numai că doar pregătindu-te vei deveni sensibil la orice lucru nou și vei fi capabil să cunoști experiențele pe care niciodată nu le-ai mai încercat. L-am întrebat. Oare cum trebuie să mă pregătesc? Bătrânul Lucumon a râs și mi-a spus. Așa cum dorești tu, Turms. Unul urcă pe munte pentru a fi singur, altul se descoperă pe sine însuși în mijlocul mulțimii ce se agită. Există multe cărări care duc la același săl. Poți să veghești și să ții post în aceste zile. Veghea îi ajută chiar și pe oamenii obișnuiți să vadă ceea ce în alt mod nu pot vedea. Dar tot la fel de bine tu poți să bei vin până ți se tulbură vederea și tremură genunchii. Să bei încă și mai mult pentru a te trezi din beție, apoi să dai totul afară din tine pentru a te purifica. Tu te poți iubi până la epuizare cu femeile, dacă vrei. Este și acesta un mod în care te poți apropia de iluzii și poți avea viziuni. Eu regret că nu am urmat la timpul potrivit un astfel de drum. Dar acum este prea târziu. Am deja 70 de ani, fiul meu, și nu mai vreau să cer alt timp de la zei. Sunt destui cei 10 ani pe care ei mi-au promis, cât timp va trebui să mai suport acest trup uzat, din care doresc să mă eliberez. Bărbatul din Volterra mi-a spus, simțurile noastre pot fi mângâiate cu rafinament până la o încântătoare epuizare. Acest lucru ne ajută să suportăm viața, mai mult, să o slăvim. Dar nu uita, Turms, că și foamea și setea și abstinența se pot schimba în plăceri, iar când sunt împinse dincolo de plăcere, aduc cu ele viziuni extatice. Dar nu m-aș încumeta să afirm că foamea, setea și abstinența sunt mai de prețuit ca beția sau sațietatea. Fiecare își urmează calea. De aceea eu nu te pot sfătui care este drumul pe care tu trebuie să mergi. Nu pot povesti despre alte căi în afară de calea pe care eu am ales-o. Apoi bătrânul a îndreptat spre Lucumonul Volterei bastonului de alun și a spus, el s-a născut păstor și în singurătatea pe care a găsit-o în munți a dobândit calitatea de clarvăzător. Trupul meu s-a născut într-o străveche familie etruscă. Ca Lucumon, poate că el este mai vârstnic decât mine. Mai multe nu mi-au spus, dar din ochii lor, din căldura și din acel fluid misterios pe care îl simțeam când eram în apropierea lor, am înțeles cu inima mea că ei recunoșteau în mine Lucumonul. Nu era nevoie de nicio altă probă. Eu, Turms, eram cel care eram. Dar, conform obiceiurilor, trebuia să parcurg încercările impuse, să mă regăsesc și să mă recunosc eu însumi. Pentru un Lucumon, aceasta este experiența cea mai răscolitoare, experiența cea mai dureroasă. Din acea zi, i-am văzut cum au fixat un nou cui de aramă în vechea și cenușia coloană de lemn a templului destinului. Era plină coloana de cuie din aramă, cele vechi erau strâmbe și acoperite de cocleală verzuie, dar încă mai era loc pentru altele. Zeii continuau să măsoare timpul pentru poporul și pentru orașele Etruriei. Timp de 3 zile, reprezentanții celor 12 orașe au discutat despre politica externă și au examinat cazul războiului dus de orașul Veii împotriva Romei. Caere și Tarquinii au promis atunci că vor sprijini orașul Veii cu arme și cu soldați. Chiar și despre greci s-a discutat, iar Lars Arndt a încercat să obțină sprijinul Populoniei și Vetuloniei, când a afirmat că mai devreme sau mai târziu războiul împotriva grecilor este inevitabil. Dar nimeni n-a dat curs subiectului deschis de Lars Arndt. De altfel, niciun Lucumon nu se amesteca într-o discuție despre război. Un Lucumon nu acceptă războiul decât atunci când este vorba despre un război de apărare.
și, atât timp cât ține un război, Lucumonul își pierde puterea. Dar în timp ce alții discutau, bătrânul Lucumon din Volzni mi-a șoptit la ureche. N-au decât să se războiască cu Roma, dacă atât îi duce capul, numai că niciodată Roma nu va putea fi învinsă. Fără îndoială, tu știi că destinul Romei, orașul tatălui tău, este în secret legat de destinul orașului tău. Dacă orașul Roma va fi distrus, va fi distrus și orașul Clusium. Am scuturat din cap și am spus, sunt multe lucruri pe care eu nu le cunosc, iar inițiații din Clusium nu mi-au povestit niciodată despre asta. El și-a sprijinit brațul de umărul meu și a șoptit, cât de frumos și de puternic ești, o, Turms, mă bucur că ochii mei au avut norocul să te vadă, și doar faptul că ești acum lângă mine îmi încălzește bătrânețea. Dar nu te încrede în vorbele inițiaților, ei repetă pe de rost tot ceea ce au învățat de la alții, formule magice și ritualurile sacrificiilor, însă ei nu știu, poate că încă nu ar trebui să-ți dezvălui acest aspect ascuns al lucrurilor, dar îmi este teamă, nu cumva mai târziu să uit a o face, și ar fi păcat să nu cunoști tot ceea ce este legat de orașul tău. Tatăl tău a cucerit Roma și a trăit câțiva ani acolo. El ar fi putut lăsa puterea lui Lars Tarhon sau unuia dintre fiii săi, dacă romanii n-ar fi convins că cel mai bine ar fi să-i lase să-și guverneze ei înșiși Roma. De fapt, ei au încercat chiar să-l și omoare pe tatăl tău. După aceea, cea mai bătrână și cea mai înțeleaptă dintre vestale i-a prevestit viitorul și tatăl tău a crezut în tot ceea ce i-a spus. De aceea, prin voia sa, a abandonat Roma. Din cauza acestor prevestiri, destinul Romei este legat de destinul orașului Clusium. Dacă un pericol amenință orașul Clusium, Roma trebuie să-i sară în ajutor. Așa a fost consemnat în cărțile sacre din Roma, iar zeii au coborât atunci pe pământ și, printr-un ospăț divin, au întărit cele scrise. Lars Porsena a considerat că este mai bun acest act al zeilor decât oricare hotărâre oficială pe care nu are importanță ce individ, fie el chiar din însuși sistemul de guvernare, o poate viola. Pentru romani, pentru a le mângâia amorul lor propriu, așa este mai bine decât dacă acest lucru ar fi fost public. Doar prin legături de rudenie se știe despre această alianță și acest lucru trebuie să se păstreze așa, putând fi transmis direct de la tată la fiu. Aceste lucruri tu trebuie să le cunoști, a continuat bătrânul Lucumon. Orașul Clusium nu trebuie să se ridice niciodată împotriva Romei. Chiar dacă orașele vecine vor vorbi despre distrugerea orașului Lupoaicei, orașul Clusium va trebui să vorbească în favoarea Romei și să ia apărarea. Altfel va fi pedepsit. Roma trebuie să treacă în liniște de la copilărie la maturitate. Chiar dacă toate orașele etrusce se vor uni pentru a distruge în întregime Roma, Clusium va trebui să treacă mai degrabă de partea Romei din cauza propriului viitor. Este un pact sacru și intangibil. Zeii înșiși au coborât atunci pe pământ pentru a-l confirma. Semnele acestei înțelegeri întărite de zei nu sunt cunoscute de oricare muritor, fiindcă nu l-au anunțat crainicii în Agora. Dar în Roma, pentru a autentifica valoarea unui lucru, se spune: acesta este pământul lui Porsena sau aceasta este casa lui Porsena sau acestea sunt bogățiile lui Porsena, pentru că Porsena a fost acela care a ajutat la creșterea renumelui Romei. Mi-am adus aminte că am fost uimit în Roma de ciudatul ritual ce însoțea fiecare legiferare a unei vânzări și am înțeles de ce pașii m-au purtat până la grota sacră, de ce am recunoscut acea grotă și de ce mi-am spălat fața în apa izvorului ei. Am umblat atunci pe urmele pașilor tatălui meu. De aceea cea mai bătrână vestală m-a recunoscut ca fiu al tatălui meu. Timp de 7 zile delegații au discutat despre afacerile interioare și au rezolvat diversele neînțelegeri în legătură cu hotarele. De la o zi la alta am simțit din ce în ce mai mult slăbiciunile ființei mele. M-am amestecat în mulțime, m-am plimbat atât prin locurile sacre, cât și prin cele profane. Am râs și am strigat împreună cu mulțimea când am privit diferitele jocuri și întreceri.
Dar că mulțimea m-a recunoscut în jurul meu s-a făcut imediat gol ca într-un pustiu și oamenii m-au privit stânjeniți. De aceea am sfârșit prin a prefera singurătatea și liniștea. Am vegheat aproape de crestele munților și am privit stelele. Și nu mi-a fost nici foame, nici sete. Am simțit în mine o bucurie extraordinară și nicio deznădejde nu mi-a mai tulburat cugetul. Privirea celor doi lucumoni, mângâierea lor, prietenia lor, au fost de ajuns ca orice umbră de neliniște din gândurile mele să se stingă și cerul din inima mea a strălucit. Apoi au început zilele de sacrificii și jocurile rituale. Sacrificiile au avut loc în temple, însă luptele sacre s-au desfășurat afară, în interiorul unui cerc, al cărui contur a fost marcat cu pietre. Lucumonii și ceilalți reprezentanți ai orașelor Etruriei s-au așezat pe cele 12 pietre acoperite cu perne, ce delimitau cercul, iar toți cei care erau admiși în perimetrul sacru s-au aliniat în spatele lor, în timp ce poporul a urmărit luptele de la poalele munților sau de pe acoperișurile caselor. Nu s-a auzit niciun zgomot în timpul luptelor, fiindcă luptele se desfășurau întotdeauna în liniște și nimeni nu avea voie să-i încurajeze sau să-i huiduiască pe concurenți. Am luat parte la ritualul fulgerului și am fost așezat la masa de piatră a jertfelor zeului fulgerului, pe care am pus un pește cel pescuisem din lac și o ceapă pe care am cules-o din pământ. Rugăciunea sacră, a spus-o preotul Fulguriatores din Volsinii, pentru că eu nu știam. Apoi el a prezentat mărturia ale prevestirilor anunțate de fulger în cursul timpului. Doar în orașul vei fuseseră fulgere roșii ce prevestiseră nenorocirile. În celelalte orașe ale Etruriei așa ceva nu s-a întâmplat. În ziua zeului Turm s-a trebuit să aleg o oaie din marea turmă de oi ce erau într-un țarc împrejmuit. Toate oile erau frumoase, curate, fără niciun beteșug. Oaia pe care am ales-o m-a urmat supusă până la altar și nu s-a împotrivit câtuși de puțin când preotul i-a tăiat beregata cu cuțitul din piatră. Sângele i s-a scurs în cupa sacrificială și preotul a desfăcut animalul cu mișcări sigure și a scos ficatul. Culoarea era favorabilă, ficatul sănătos, dar de două ori mai mare decât un ficat obișnuit de oaie. Haruspiciul și ajutorul lui nu au dat detalii despre prevestirile înscrise în ficat și, începând din acel moment, s-au uitat la mine cu un deosebit de mare respect și s-au înclinat în fața mea ca în fața unui zeu. Probabil știau că voi deveni lucumon. A doua zi, bătrânul lucumon din Volsinii m-a chemat în casa în care locuia. După ce am intrat, am trecut printre cele 8 coloane de la intrare, am văzut în vestibul un om care pe jumătate a plecat, stătea pe un scaun și privea drept în fața lui ca un orb. Când a auzit zgomotul pașilor mei, a întrebat cu o voce nesigură: "Om generos, oare tu ești?" Apoi a rostit: "Puneți mâinile peste ochii mei, tămăduitorule." I-am spus că eu nu sunt nici de cum tămăduitorul pe care îl aștepta el, ci doar un oarecare om, care am fost invitat în această casă. Dar orbul nu m-a crezut. A insistat atât de mult încât până la urmă de milă mi-am pus mâinile peste ochii lui. Mi-a prins brațele și mi le-a apăsat multă vreme peste ochii săi. Am simțit o moleșală cumplită, ca și cum în interiorul ființei mele s-ar fi rupt ceva. Capul a început să mi se învârtească de amețeală și mi-am retras mâinile. Cu ochii închiși, el a suspinat profund și mi-a mulțumit. Pe un pat convivial din camera lucumonului era întinsă o fată palidă, încă copil, și-și încălzea mâinile ținându-le deasupra unui vas în care ardeau cărbuni. Mi-a aruncat o privire disperată și neîncrezătoare. Am întrebat-o unde este lucumonul din Volsinii. Ea mi-a răspuns că trebuie să apară dintr-o clipă în alta și m-a invitat să mă așez pe marginea patului lângă ea. "Ești bolnavă?" am întrebat-o. Ea a dat la o parte pătura ce învelea picioarele. Mușchii erau atât de atrofiați încât picioarele acestei fete frumoase erau subțiri ca două bețe. Când avea 7 ani, un taur furios a luat-o în coarne și a aruncat-o apoi pe pământ. A avut mult de suferit de la numeroasele lovituri, dar cel mai rău este că de atunci n-a mai putut să meargă și mi-a arătat umerii pe care se vedeau semnele lăsate de coarnele taurului. A tăcut un moment, după care a spus cu timiditate:
Tu ești bun și frumos, tămăduitorule, masează-mi picioarele. Au început să mă doară îngrozitor în momentul în care tu ai intrat aici. Nu eram nici de cum un masor priceput, totuși în tinerețe învățasem cum să-mi fricționez mușchii încordați după un exercițiu fizic. După o bătălie, toți soldații își masează între ei brațele și picioarele pentru destinderea mușchilor rigidizați. Oricât de ușor am fricționat picioarele sărmanei fete, ea a gemut de durere, de aceea am întrebat-o dacă n-ar fi mai bine să încetez, dar ea mi-a spus, nu, nu de la mâinile tale este durerea ce o am. Am simțit în cap o amețeală și mai puternică decât atunci când am pus mâna pe ochii bărbatului orb. Într-un sfârșit, bătrânul Lucumon a intrat și m-a întrebat, oare de ce mai chinui și tu, Turms, pe biata copilă bolnavă? M-am apărat spunându-i, dar ea mi-a cerut să-i fricționez picioarele. Oare tu îi vei ajuta pe toți cei care te vor implora să-i ajuți? Oare tu îi vei da fiecăruia tot ce îți va cere? Sunt mulți oameni bolnavi și nefericiți în lume, buni și răi, vinovați și inocenți. Oare nu vei face nicio deosebire între ei? Am meditat o clipă la întrebările lui, apoi i-am răspuns. Suferința acestei nefericite fete nu este din vina ei, dar când văd oameni care suferă, nu fac niciodată deosebire între cei răi și cei buni, între cei vinovați și cei nevinovați, ci îi ajut dacă pot. Soarele încălzește la fel și pe cei buni și pe cei răi. Nu mă încumesc să cred că aș putea fi mai înțelept decât soarele. A clătinat din cap nemulțumit. S-a așezat și a bătut în gongul de aramă să ni se aducă vin. Și mi-a spus, dar de ce ești atât de palid, Turms? Te simți slăbit. În continuare eram ușor amețit și îmi simțeam brațele și picioarele fără vlagă, dar din amabilitate l-am asigurat că mă simt bine. Era o mare cinste pentru mine că el mă invitase în casa în care locuia. Nu voiam să stric această mare bucurie plângându-i-mă de suferințele mele trecătoare. M-am îndrevenit imediat după ce am băut vin împreună cu el. Bătrânul Lucumon al orașului Volsini s-a uitat tot timpul la fata întinsă în pat și ea i-a răspuns privirii cu neliniștea ființei ce așteaptă să se întâmple ceva. La un moment dat, în încăpere, a intrat Lucumonul orașului Volterra și n-a salutat scurt. Bătrânul Lucumon i-a turnat vin într-o cupă neagră. Când acesta și-a apropiat cupa de buze să soarbă vinul, bătrânul Lucumon i-a poruncit fetei bolnave. Ridică-te, copilul meu, și umblă. Spre surprinderea mea, obrajii fetei s-au luminat deodată, ea așa coborâ cu grijă picioarele, până ce tălpile au atins podeaua, după care, sprijinându-se de pat, s-a ridicat în picioare. Am vrut să o ajut, fiindcă mi-era teamă că va cădea, dar bătrânul Lucumon, fără să rostească un cuvânt, m-a împiedicat apucându-mă de braș și toți trei am rămas nemișcați și ne-am uitat la fată. A înaintat cu pași ovăitori și a mers până la peretele din lemn pictat de care s-a sprijinit. A râs și, în același timp, ochii au fost inundați de lacrimi. A strigat, pot să merg. Și-a întins brațele spre mine și, clătinându-se nesigură pe pașii ce-i făcea, a ajuns în fața mea, s-a prăbușit și mi-a sărutat genunchii. Lucumon, a rostit ea și a plâns. Lucumon. Eu însumi eram surprins de ceea ce se întâmplase, poate că mai surprins decât ea de care sperase o astfel de vindecare. I-am cercetat încă o dată mușchii atrofiați ai picioarelor și am rostit, dar este un adevărat miracol. Bătrânul Lucumon a râs atunci amuzat și a spus, dar tu ești cel care l-a împlinit, energia vitală a venit din tine, Lucumon. Am ridicat amândouă brațele în semn de protest și am spus, te rog, nu râde de mine. Atunci bătrânul Lucumon din Volsini a făcut un semn din cap Lucumonului Volterei, iar acesta, apropiindu-se de ușă, l-a strigat pe orbul din vestibul și i-a spus, vino să-ți vedem ochii tu, cel care ai credință. Bărbatul a înaintat nesigur spre noi, acoperindu-și ochii cu mâinile, și-a luat mâinile de pe ochi, apoi și l-a pus din nou cu teamă și a repetat lucrul acesta de multe ori și vocea i s-a rupt de emoție când a rostit, dar eu văd. Apoi s-a apropiat de mine și a înclinat umil capul și a ridicat brațul cum se ridică pentru a fi salutat zeii. Tu ești cel care m-ai vindecat, Lucumon. Eu văd și văd razele de lumină din prejurul capului tău. Și bătrânul Lucumon mi-a povestit. Acest om nu a fost orb din naștere. Acum 4 ani corabia lui a fost atacată de pirați și el a încercat să se apere. Dar s-a întâmplat că un bărbat voinic cu statură impresionantă și cu barbă mare l-a lovit în cap cu ceva și el a orbit.
Cel care vedea acum l-a aprobat cu o mișcare viguroasă a capului și a spus: Așa este, corabia mea a fost salvată, dar capul mi-a fost zvătămat, și din acea zi eu n-am mai văzut nimic până când tu, tămăduitorule, ai pus mâinile peste ochii mei. Am privit deconcertat în jurul meu și m-am gândit că poate aburii acelui vin îmi aduceau viziuni fără nicio legătură cu realitatea. Dar este imposibil, am spus eu. Eu nu am făcut nimic special. Cei doi lucumoni au rostit într-un singur glas. Puterea și energia sunt în tine, îți aparțin, trebuie doar să le recunoști. Cunoaște-te singur, fiindcă ești lucumon, de acest lucru noi nu ne îndoim. Dar vorbele lor nu mi-au risipit îndoiala. M-am uitat la chipul mulțumit al acelei fete, care mă sorbea din ochi de admirație, la bărbatul care cu câteva clipe mai înainte fusese orb și am strigat. Dar eu nu cer să am o astfel de putere. Eu nu vreau să am o astfel de forță. Mi-este teamă. Eu nu sunt decât un om. Bătrânul Lucumon s-a adresat astfel celor doi oameni vindecați. Mergeți și aduceți ofrande de mulțumire zeilor și nu uitați că ceea ce voi veți face altora, alții vă vor face vouă. Și ei au plecat, fata mergând pe propriile picioare, cel ce fusese orb necondus de nimeni. După ce ei au plecat, bătrânul Lucumon s-a întors către mine și mi-a spus, Ești om pentru că te-ai născut într-un trup omenesc, dar de te vei încumeta să crezi în puterile tale și ți le vei recunoaște, vei fi ceea ce ești, Lucumon. Tu nu mai ai de ce să te temi, nici să te răzvrătești împotriva ta, nici să fugi de tine însuți, pentru că momentul ce trebuia să vină a venit. Rana pe care tu o vei atinge se va închide și sângele ce se va varsa din ea va înceta să curgă, a spus celălalt Lucumon. Tu, cel care te-ai întors și încă te vei mai întoarce, privește în tine și recunoaște-te. Și bătrânul Lucumon a spus, Dacă are încredere în sine și își cunoaște puterea, Lucumonul îl poate deștepta și pe un mort din odihna eternă, pentru o clipă sau pentru o zi. Dar acest fapt îi scurtează propria viață și, de cele mai multe ori, spiritul obligat să se întrupeze încă o dată în putrezitul înveliș rău mirositor, se simte jignit și persecutat. Nu abuza de această putere pe care o ai, nu o folosi decât dacă ești constrâns să o faci, însă dacă dorești, tu poți evoca spiritele celor morți și le poți construi o formă convenabilă care să le permită comunicarea, ca ele să-ți răspundă la întrebările ce te frământă. Dar nici acest lucru nu este bun, fiindcă spiritele vor fi tulburate. Nu tulbura spiritele din somnul lor etern, decât atunci când este absolut necesar. Îi ascultam ca într-un vis pe cei doi lucumoni și inima mea nu putea să li se împotrivească, pentru că, în vorbele lor, despre încredere absolută în putere și cunoaștere, voiam să cred. Și mi-am adus aminte de vremea când l-am ajutat pe Micon să oblojească rănile celor răniți. Rănile pe care eu le-am înfășat s-au vindecat foarte repede, iar sângele ce se scurgea din tăieturile adânci ale celor răniți își înceta curgerea momentul când eu le atingeam rănile. În vremea aceea eu n-am dat importanța acelor lucruri, fiindcă eram fascinat de maestria și rapiditatea mișcărilor lui Micon, care era într-adevăr un medic talentat. Văzând că oscilez încă între certitudine și îndoială, bătrânul Lucumon a spus, Poate că nu înțelegi ce am vrut să-ți spun când ți-am vorbit despre crearea unei forme. A luat o bucățică de lemn și a ridicat-o la nivelul ochilor mei ca să o pot vedea bine. Apoi, cu o mișcare energică, a trântit-o pe jos și mi-a spus, Privește, din lemnul ce l-ai văzut se va naște o broască. Și am văzut cu ochii mei cum lemnul s-a preschimbat într-o broască. A făcut mai întâi câteva sărituri, apoi s-a oprit și m-a privit cu ochii ei bulbucați. Ia-o în mâinile tale pentru a te convinge, m-a îndemnat râzând bătrânul Lucumon. Supărat de propria mândoială, m-am aplecat și am ridicat broasca. Pielea era umedă și rece, era o broască adevărată, o ființă vie, care se zbătea să scape din mâinile mele. Dă-i drumul jos, m-a îndemnat bătrânul Lucumon. Am eliberat broasca din strânsoarea mâinii mele. Ea a sărit, iar când a atins podeaua, era din nou o bucată neînsuflețită de lemn. S-a plecat apoi Lucumonul Volterei și a luat bucățica de lemn, mi-a arătat-o și a spus, Eu nu voi invoca o creatură a puterilor subpământene, ci a puterilor terestre, și ai să vezi cum crește un vițel până ce ajunge taur. Și-a aruncat bucățica de lemn pe podea, care a început să prindă formă vie, până ce a devenit un vițel abia născut.
Încă umed, vițelul s-a ridicat tremurând, nesigur, pe cele patru picioare. Apoi a început să crească și a crescut rapid și pe cap i-au apărut coarne, ce au crescut progresiv împreună cu trupul, până ce a ajuns un taur înspăimântător de mare, care, voind să iasă afară, n-a reușit fiindcă nu încăpea pe ușă. Am simțit mirosul de taur. I-am văzut ochii de un albastru spălăcit, apoi lucumonul a pocnit din degete, ca și cum ar fi fost plictisit de acest joc și, în locul taurului, a rămas bucățica neînsuflețită de lemn. Acum este rândul tău să încerci. Bineînțeles, dacă vrei, mi-a spus bătrânul lucumon al orașului Volsini. Aibi curaj, ia lemnul în mână, spune ce vrei să se nască din el și se va naște. Ca și cum aș fi fost în vis, m-am aplecat și am ridicat de pe podea lemnul și l-am cântărit în mână. Era un lemn obișnuit, neted, ușor de culoare fumurie. Nu voi invoca puterile subpământene, nu voi invoca puterile terestre, invoc puterile nevăzute ale văzduhului să-mi trimită un porumbel, pasărea mea, am spus încet, uitându-mă intens la bucata de lemn. Și în aceeași clipă am simțit în mână netezimea penelor, căldura păsării sacre și bătaia inimii ce i se anima. Din mâna mea a zburat un porumbel cu aripile albe ca zăpada, înconjurat încăperea și s-a așezat din nou în mâna mea, atât de ușor fâlfâind din aripi, că abia i-am simțit unghiile când mi-a atins palma. Lucumonul Volterei a întins mâna, l-a mângâiat și a spus, ce pasăre frumoasă ai creat, este pasărea zeiței și este atât de albă. Bătrânul lucumon m-a întrebat, acum crezi, Turms, nu-i așa? Pasărea a dispărut și în mâna mea nu mai era decât bucata cenușie de lemn. Eram atât de uimit încât nici nu știam ce să spun și cei doi lucumon au râs, iar cel mai în vârstă a continuat. Probabil că acum înțelegi, Turms, de ce este preferabil ca un lucumon să se descopere pe sine însuși abia după ce a împlinit 40 de ani. Dacă ai fi descoperit pe când erai adolescent că ai această putere, ai fi fost tentat să abuzezi de ea pentru a te juca, ai fi creat continuu alte și alte forme, i-ai fi ținut pe cei din jurul tău într-o neliniște permanentă și ai fi putut crea de asemenea făpturi și forme care nu există, stârnind mânia zeului Voltumna. Crearea formelor necunoscute este permisă doar zeilor. Să nu sfidezi niciodată zeii pentru a nu se abate mânia lor asupra ta. Dacă cineva vrea să-ți facă vreun rău și tu ești fără apărare, poți să hotărăști tu fie să-i înțepenească picioarele, ca să nu mai aibă cum să te atace, fie să-i apară în față un șarpe înspăimântător, dar aceste două lucruri sunt permise. Dacă ești trist și singur, poți crea un animal care să se odihnească la picioarele tale și în prezența căruia să te simți bine. Dar dacă o vei face, fă-o doar când e singur și nu te mândri nimănui cu puterea ta. De altfel, animalul va reveni de fiecare dată când îl vei chema. Îmi simțeam puterea, inima mi era aprinsă, în fiecare parte a trupului simțeam energii diferite. I-am întrebat, dar o ființă umană, pot oare crea un om care să fie alături de mine? S-a uitat mai întâi unul la altul, apoi s-a uitat la mine, au clătinat din cap și mi-au spus, nu, Turms, tu nu poți crea o ființă umană. Poți crea doar o formă în care să poată locui câteva clipe un spirit din lumea subpământeană, după care forma se va risipi. Dar există spirite bune și spirite rele. Un spirit rău te poate înșela și te poate conduce greșit. Tu nu ești un atotștiutor, tu nu poți simți totul. Adu-ți întotdeauna aminte că te-ai născut într-un trup omenesc. Învață să-ți cunoști zidurile închisorii tale. Doar când vei muri, ele se vor nărui și vei fi liber, până când va trebui să te naști din nou, într-un alt timp, într-un alt loc, dar între cele două vieți terestre, odihna îți va fi minunată. Mai multe nu mi-au mai spus în acea zi și m-au lăsat să meditez în liniște la vorbele pe care ei mi le-au spus. A doua zi m-au chemat și mi-au pus în mâini un veșmânt mototolit plin de pete de sânge și mi-au spus, pipă el, apoi închide ochii și spune ce vezi. Am închis ochii și am fost bântuit de o stare de groază, ca, într-un vis fumuriu, am văzut totul într-o clipă și am povestit. E veșmântul unui bărbat bătrân care este în drum spre casă. Este un om obosit, plin de praf transpirat, dar este vesel și pășește energic. De după o tufă apare un păstor și îl lovește cu o piatră, bătrânul cade în genunchi, își ridică brațele și imploră îndurare. Dar păstorul îl mai lovește odată, după aceea despoie cadavrul
și fură bunurile bătrânului, uitându-se cu teamă împrejurul lui. Apoi totul este cețos. Eram plin de sudoare și mâinile mi erau umede. Am deschis ochii și am lăsat veșmântul pătat cu sânge din mâini. Oare l-ai putea recunoaște pe păstor? M-au întrebat ei. Era o zi toridă, am rostit eu cu o voce nesigură. Purta doar o bucată de pânză în jurul coapselor. Avea pielea aproape neagră, fiindcă era arsă de soare, o privire ursuză și o cicatrice pe pulpa piciorului. Au mișcat aprobativ din cap și mi-au spus, gata, n-are rost să-ți mai tulbur gândurile cu acest lucru. Judecătorii n-au avut nicio probă care să ateste vinovăția păstorului. Noi am indicat unde au fost ascunși banii ce i-a furat. A fost aruncat în apă cu un coș de nuiele pe cap, așa cum îi se cuvine celui care nu are milă de un om fără apărare. Dar suntem mulțumiți că ai confirmat culpabilitatea păstorului. Este un lucru pe care preferăm să nu-l facem, fiindcă posibilitatea de a te înșela este mare. Dar uneori este nevoie pentru că o crimă nepedepsită îi încurajează pe potențialii criminali. Apoi, pentru a mă face să uit sentimentul de opresiune de care fusesem dominat, mi-au pus în fiecare mână câte o cupă neagră de aceeași greutate, decorate identic. N-a fost nevoie să închid ochii, am ridicat mâna stângă și am spus, aceasta este cupa sacră, cealaltă este o cupă obișnuită. Ei au rostit, Turms, tu ești un lucumon. Oare încă te mai îndoiești? Dar eu eram deconcertat. Și bătrânul lucumon a spus, tu ai puterea să citești dintr-un lucru trecutul. Cu cât vei gândi mai puțin într-un astfel de caz, cu atât vei vedea mai clar. Și din acest motiv este bine ca un lucuman nu ajunge mai înainte de 40 de ani să-și cunoască puterile. De i s-ar întâmpla să se descopere mai devreme, ar fi tentat să risipească acest talent pentru deslușirea tot felul de lucruri neimportante. De altfel, este o prostie ca un lucumon să-și piardă timpul cu astfel de detalii fără importanță, din moment ce există destui oameni care au acest talent de a citi din diferite obiecte întâmplările petrecute în trecut. Am ezitat un moment, apoi l-am spus, sicanii din Sicilia cunosc și pot auzi ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii, iar ei m-au spus, dacă vrei, tu îți poți părăsi oricând trupul pentru a vedea ce se întâmplă în alte locuri din lume. Dar cel mai bine este să nu o faci. Nu-ți părăsi trupul în care te-ai născut. Este o încercare periculoasă, fiindcă în timpul cât tu vei fi în alt loc, trupul tău este inert și lipsit de apărare. De altfel, efectul pe care l-are această investigație asupra evenimentelor ce se vor întâmpla este doar o iluzie, fiindcă toate se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Noi putem citi din multe surse semnele prevestitoare. Fulgerile, zborul păsărilor, ficatul oilor de jertfă sunt suficiente pentru a cunoaște tot ceea ce dorim să cunoaștem. Pentru a întări cele spuse, ei au ridicat brațele și m-au salutat așa cum sunt salutați doar zeii și au spus, Turms, tu ești un lucumon, tu ai puteri imense, dar nu uita că nu toate sunt doar spre binele tău. Învață să alegi, învață să deosebești, învață ce te mărginește. Nu te obosi inutil și nu tulbura niciodată zeii. Pentru poporul tău, pentru orașul tău, este suficient faptul că existi. Este destul de mult că printre ei viețuiește într-un trup pieritor de argilă, asemenea trupurilor lor, un nemuritor. Am fost scuturat de un tremur când am auzit aceste vorbe și am ridicat brațele și am întrebat, oare este adevărat că eu sunt nemuritor? Iar ei au rostit ceremonios, așa este, o, Turms, lucumonule. Tu vei fi nemuritor dacă vei îndrăzni să te cunoști pe tine însuți. Rupe voalul din fața ochilor tăi care te împiedică să vezi și acceptezi propria realitate. Și au mai spus, în fiecare om este un grăunte de nemurire, dar cea mai mare parte dintre oameni se mulțumesc doar cu pământul. Germenele nemuririi zace în ei nu încolțește și nu rodește niciodată. De ce să li se ofere nemurirea când ei nu știu ce fac și nu vor ști ce să facă cu ea? De ce să li se oferă nemurirea unor oameni care nu simt cât de goală le este ființa, care își pierd zilele vieților de pomană și se plictisesc atunci când sunt singuri? Acesta este omul. Și ei au mai spus, cunoștințele noastre sunt limitate, fiindcă ne-am născut într-un trup mărginit. Bănuim doar că grăunțele de nemurire este ceea ce deosebește omul de animal.
dar nu avem nicio certitudine, tot ce trăiește este o formă a zeului Voltumna, metamorfozatorul. De altfel, noi nu putem distinge nici măcar ce este viu de ce este lipsit de viață. Într-o clipă de luciditate poți simți radiația unei pietre dure pe care o ții în pumn. Cunoaștem atât de puțin chiar dacă ne-am născut lucumon pe pământ. Apoi ei mi-au dat următoarele sfaturi. După ce tu însuți vei recunoaște că ești lucumon, nu vei mai trăi pentru tine, ci doar pentru binele poporului și orașului tău. Tu vei fi cel care tăruiește, tămăduitorul, binefăcătorul, dar nu va fi nevoie să intervii tu pentru ca grânele să se coacă pe câmp sau copacii să rodească. Toate se vor întâmpla așa cum trebuie să se întâmple, dar prin tine. Nu te lăsa influențat și tulburat de nimic. Nu interveni doar pentru a le face plăcere oamenilor, ci doar dacă e sigur că le ești de un adevărat folos. Nu te amesteca în lucruri neînsemnate. Există leși obiceiuri, judecători, preoți, prezicători, ghicitori și legiuitori pentru toate aceste lucruri. Retrage-te mai bine în singurătate și nu te reține de la nimic ce-ți face plăcere și-ți bucură existența. Este și așa destul de greu să trăiești ca prizonier al trupului în care te-ai născut. Fă-ți închisoarea agreabilă măsura în care acest lucru este posibil, dar fără să dăunezi cu ceva poporului tău sau să faci rău cuiva. Nu-i ofensa pe zei dacă vrei ca ei să te protejeze. Tu ești marele preot, primul legislator și judecătorul suprem, dar nu uita că cel mai bine este dacă nu te va chema nimeni decât în cazuri excepționale și dacă fiecare își va face datoria ce o are de împlinit. Popoarele și orașele trebuie să învețe să trăiască fără lucumoni. Vor veni vremuri grele, pline de cruzime. Tu te vei întoarce etern, dar poporul tău nu se va mai întoarce niciodată. Dacă ei au avut răbdare și înțelegere față de mine, insistând asupra unor detalii aparent fără importanță, este pentru că în decursul vieții lor de lucumon au cunoscut momente dificile și experiențe ciudate. Și bătrânul lucumon m-a bătut pe umăr și mi-a spus încurajator: îndoiala este starea ce te tulbură cel mai mult, dar trebuie să știi că toți avem stări de neliniște și de slăbiciune. Totul se petrece ciclic. Sunt zile când puterea ta este la apogeu și bucuria se revarsă din tine, zile în care ai încredere în tine și nu te îndoiești de nimic. Acestea sunt zilele binecuvântării, dar ciclul poate fi în declin, poate ajunge și la perigeu. Atunci totul devine cenușiu în jurul tău, îndoielile te frământă, aproape că nu mai crezi în nimic, ești deprimat și nu mai ai nicio dorință. Dar fii răbdător și așteaptă umil și liniștit până ce clipele îndoielilor se risipesc. Când slăbiciunea este cea mai mare și tentațiile sunt cele mai puternice. Lucumonul Volterei a spus: puterile cresc și descresc în raport cu fazele lunii, pot fi de asemenea diferite funcție de anotimp, sau după cum este vremea. Raportați la acestea, suntem diferiți. Poate că doar vremea este aceea care ne conduce, nu invers. Chiar dacă noi putem chema vântul și furtuna. Odată pe când eram în cel mai de jos punct al ciclului meu vital, am urcat pe munte până când am ajuns la marginea de sus a pantei. Tentația îmi șoptea continuu în urechi: dacă tu ești un adevărat lucumon, sări până în vale, văzduhul te va împiedica să cazi și vei pluti lin până ce picioarele tale vor atinge pământul. Iar dacă tu nu ești un adevărat lucumon, ce importanță mai are dacă îți vei sfârma oasele și îți vei sparge capul? Ți-am povestit despre aceasta doar pentru a te preveni. Tentația poate fi neașteptat de puternică în clipele noastre de slăbiciune. Așteaptă cu răbdare și vei depăși cu bine clipele slăbiciunii tale. Cheamă-ți animalul preferat lângă tine în momentele grele și vei fi în siguranță și tentațiile vor trece pe lângă tine fără a te atinge. Mi-am aruncat privirea pe chipul lui posomorât și l-am întrebat: spune-mi, ai sărit? A scuturat din cap și a spus: nu-mi face plăcere să povestesc despre acest lucru, am suferit destul atunci. Dar bătrânul lucumon a izbucnit în râs și mi-a spus: privește cicatricele de pe genunchii lui. Nu rămăsese un os nezdrobit în trupul lui când oamenii Volterei au mers să-l scoată din prăpastia în care a căzut. Mai întâi a căzut peste vârful unui pin, apoi s-a rostogolit de pe o creangă pe alta până la pământ.
Dacă n-ar fi fost un lucumon, n-ar mai fi putut niciodată să meargă, dar de atunci spatele lui a rămas înțepenit. Un lucumon nu poate fi rănit chiar atât de mult încât să rămână un infirm, dar din când în când îi se întâmplă câte ceva ca el să-și aducă aminte că, deși este nemuritor, trăiește într-un trup muritor. Așa este. Eu am cunoscut războiul atât pe mare cât și pe uscat. Multe pericole m-au amenințat în acele vremuri, dar niciodată n-am fost rănit prea grav. Ca și cum aș fi fost protejat de făpturi invizibile. Lucumonul din Volterra și-a fixat privirea spre podea și mi-a povestit. Nu am simțit niciun fel de durere când am căzut. Abia când m-am trezit și am fost conștient în timp ce eram dus spre casă, a început suferința. Aș putea spune că am simțit din plin ce înseamnă suferința unui om muritor. Am băut până la fund cupa cu băutura ei amară, dar acest lucru a fost bun pentru mine și mi-a fost o bună învățătură. Vorbele lor m-au adus pentru un moment aproape de pragul prăbușirii încrederii ce o aveam în mine și mi-am simțit slăbiciunea și neputința. Și le-am spus cu ardoare, iertați-mă și fiți înțelegători. Eu sunt doar un muritor, oare trebuie cu orice preț să mă recunosc lucumon și să mă încred în mine, chiar dacă eu nu simt această dorință? Ei au spus, tu ești turms nemuritorul, tu te-ai născut lucumon, tu trebuie să simți acest adevăr, pentru că nu te poți nega în continuare pe tine însuți. Și au adăugat ca și cum ar fi vrut să mă consoleze. Noi te înțelegem, fiindcă noi înșine am trecut prin suferințe când încă nu ne știam nemurirea, prin îndoieli și prin tristețea ce ți-o aduce cunoașterea propriilor imperfecțiuni. Dar în seara celei de-a 12-a zi, ție ți se va îngădui să iei parte împreună cu noi la ospățul zeilor, la fel cum odinioară nouă înșine ne-a fost permis să luăm parte la ospățul zeilor după ce am fost recunoscuți cine suntem. Vom fi trei când ne vom întâlni cu zeii, dar nu trebuie să uiți că fiecare moare singur și singur te vei întâlni cu zeii în ziua morții tale. 2. În cea de-a 12-a zi s-au desfășurat luptele rituale și au fost desemnate primele două orașe câștigătoare. Era o zi senină de toamnă și razele fierbinți ale soarelui se revărsau peste lacul sacru și peste munții albaștri. Cei 12 lucumoni și reprezentanții ai orașelor etrușce s-au așezat pe pietrele sacre ce împrejmuiau cercul zeiței Turan. Eu am stat atunci în spatele reprezentantului orașului Clusium, împreună cu mulțimea, fiindcă nu fusese anunțată public calitatea mea de lucumon. Deși aparent oamenii păreau indiferenți când mă vedeau, s-a creat imediat un spațiu gol împrejurul meu și fiecare se temea ca nu cumva din întâmplare să mă atingă. Primul și-a făcut apariția cel mai bătrân augur, ținând în mâini bastonul curbat. A fost urmat de 12 tineri, reprezentând cele 12 orașe. În afară unei benzi de purpură legată pe frunte, nu purtau niciun fel de veșmânt. Fiecare purta în mâini câte un scut rotund și sabia sacra a orașului său. Ordinea în care au intrat fusese hotărâtă prin tragere la sorți, fiindcă niciunul dintre orașele etrusce nu era considerat mai important decât indiferent oricare alt oraș. Imediat după ce au intrat în cerc, fiecare s-a plasat în fața reprezentantului orașului său. Apoi augurul a ieșit în întâmpinarea unei litiere acoperite, din care a coborât o fată pe care a condus-o până la patul sacru de piatră ce se afla în mijlocul cercului zeiței Turan. Fecioara era de asemenea goală și chipul era acoperit de o bandă albă de lână strâns legată. Era o fată cu un trup nemaipomenit de frumos și atunci când augurul i-a desfăcut nodul benzii ce acoperea fața, ochii ei au privit neliniștiți în jurul său și instinctiv i-a așa acoperit cu mâinile trupul gol. Tinerii au privit-o cu mult interes și în ochii lor s-a aprins dorința de a lupta, dar eu am fost răscolit până în adâncul ființei mele și câteva clipe nu mi-am crezut ochilor, fiindcă fecioara nu era decât Mizme, fica mea. Bineînțeles, eu știam că în fiecare an erau alese cele mai frumoase fecioare etrusce din cele mai nobile familii și chiar faptul de a fi fost desemnată în vederea alegerii fecioarei ce urma să fie sacrificată câștigătorului luptelor rituale era cea mai mare onoare pentru o fată din Etruria. Dar unde o vor fi găsi pe Mizme și cum de-au ales-o pe ea, acest lucru nu-l puteam înțelege. Mai mult expresia neliniștită a chipului ei mă făcea să mă îndoiesc dacă ea a acceptat de bunăvoie sacrificiul. Conform obiceiurilor, trebuia păstrată o liniște perfectă.
De aceea am observat mișcarea de ridicare și de coborâre a pieptului tinerilor bărbați, ceea ce se producea în ritmul alert al respirației lor. Dar o ofrandă ce nu se oferă din toată inima este fără valoare. De aceea augurul i-a vorbit lui Mizme și ea s-a liniștit, după care și-a ridicat capul cu mândrie, sigură de tinerețea și de frumusețea ei, ascunzându-și cu demnitate jena pe care o simțea când era privită de tinerii bărbați. Și augurul i-a legat apoi mâinile cu o bandă de lână albă, dar eu nu mai puteam suporta. O disperare fără margini m-a cuprins atunci și am început să-mi agit brațele. Cei doi lucumoni îmi aruncau priviri scrutătoare, apoi am observat că și ceilalți reprezentanți ai orașelor Etruriei mă priveau cu o mai mare curiozitate decât o priveau pe Mizme. Abia atunci am înțeles că și aceasta era tot o încercare la care eram supus. Știind că Mizme este fata mea, au vrut să vadă dacă sunt pregătit de sacrificiul propriei mele fiice, pentru a respecta cele mai sacre obiceiuri ale truștilor, o dovadă în plus că sunt un adevărat lucumon. Nu știam exact ce urmează să se întâmple, dar nu mă îndoiam că patul de piatră ar fi altceva decât un altar sacrificial. Știam de asemenea că tinerii vor lupta între ei cu spadele. Dacă cineva era rănit, își putea salva viața doar dacă ieșea din cercul sacru. Dar și augurul putea să intervină când cineva rănit nu voia să lase spada din mână, anunțând că-l ia sub protecția sa. Într-un sfârșit m-am liniștit și privirea mea a întâlnit privirea lui Mizme. Ea mi-a zâmbit. Era în surâsul ei ceva irezistibil de seducător și zburdalnic, încât pentru o clipă am recunoscut-o în ea pe Arsinoe. Nu era atât de frumoasă ca mama ei, trupul ei era încă al unei adolescente, sânii ca niște mici pere sălbatice, gleznele subțiri, coapsele rotunde. Reușise să-și depășească timiditatea și din strălucirea provocatoare a ochilor ei am înțeles că era mulțumită de efectul pe care privirea ei îl produce asupra celor 12 tineri. Nu, pentru Mizme nu aveam niciun motiv să mă frământ. Ea era fica mamei sale și știa prea bine în ce joc a intrat. Și m-am liniștit spunându-mi că, indiferent de modul în care etruscii au găsit-o și au adus-o în Volsinii, ea a consimțit la sacrificiu de bunăvoie. Mă uitam la ea, eram uimit cât de frumoasă se făcuse și deodată am devenit mândru de ea. Când mi-am întors capul, am întâlnit privirea lui Lars Arndt, care era așezat pe piatra desemnată reprezentantului Tarquiniei. O privise pe Mizme cu același interes cu care o priveau cei 12 bărbați tineri. Apoi s-a uitat intens la mine și din privirea lui am citit întrebarea și eu am fost de acord cu ceea ce el mi-a cerut. Atunci Lars Arndt s-a ridicat și a scos toga și a pus-o pe umerii tânărului luptător al Tarquiniei. Și-a scos veșmintele și-a dat jos lanțul de aur de la gât și-a scos inelul de pe deget, a luat din mâinile tânărului concurent al Tarquiniei spada și scutul și i-a poruncit să se așeze pe piatra sacră. Era o atât de mare onoare pentru tânărul bărbat, așa că supărarea de a nu participa la întrecere i-a trecut repede. Bătrânul augur s-a uitat mai întâi la cei 11 bărbați așezați pe pietrele sacre pentru a vedea dacă este cineva împotriva acestei substituții. După aceea l-a atins cu toiagul său curbat pe Lars Arndt, ceea ce a însemnat că și el accepta schimbarea. Lars Arndt era un pic mai scund decât tânărul pe care îl înlocuise și trupul lui era alb ca al unei femei, dar gol era un bărbat deosebit de frumos și viguros și nu părea mai în vârstă decât adversarii lui. O privea pătimaș pe Mizme și aceasta răspundea surzătoare privirilor lui. Vanitatea tinerei fete fusese evident măgulită. Nu era neînsemnat faptul că regentul celui mai puternic oraș etrusc era gata să-și riște viața pentru ea. Dar eu am zâmbit și am simțit o ușurare extraordinară când am înțeles că totul nu era decât un joc al zeilor, care se amuzau arătând cât poate fi de orbit până și cel mai lucid bărbat și cât de ridicol este să acorzi o importanță exagerată lucrurilor pământești. Eu am citit atunci gândurile lui Lars Arndt ca și cum aș fi citit dintr-un sul de papirus. Este drept că Mizme îl fascina, dar pe lângă aceasta s-a gândit și la avantajele ce le va avea dacă va fi victorios în luptele rituale. În politica externă el suferise un eșec. Prestigiul lui avusese de asemenea de suferit în expediția de război împotriva Himerei. Bătrânul Arunz mai trăia încă și autoritatea lui era de neclintit, dar nimic nu-l asigura pe Lars Arndt că îl va urma, chiar dacă fusese crescut în regență.
Politica lui Lars Arndt era lucidă și în conformitate cu vremurile ce le trăiam, dar nu era pe placul bătrânilor și elenofililor. Dacă ar fi câștigat victoria, Tarquinia ar fi fost orașul câștigător, precum și timp de un an orașul de onoare al Etruriei. Adevărul este că în alte vremuri chiar suveranii orașelor se înfruntau în luptele rituale pentru supremația orașului lor, dar de generații întregi așa ceva nu se mai întâmplase. Faptul că un tânăr regent își risca viața pentru poporul lui a fost fără precedent pentru epoca în care trăiam. Dacă ar fi câștigat supremația Tarquiniei, nu însemna să fie doar formală și rituală, victoria fiind considerată în acest caz particular un semn al zeilor. Mai mult, victoriei putea asigura căsătoria cu fiica unui lucumon în viață, nepoata celui mai renumit etrusc, Lars Porsena. Zeii se amuzau și împreună cu ei mă amuzam și eu, fiindcă totul nu era decât minciună. Mizme nu era de fapt fata mea, dar alții credeau că este. Este o dovadă că diferența dintre adevărat și fals este lipsită de importanță. Totul depinde doar de ceea ce crezi că este adevărat. Zeii sunt deasupra adevărului și falsului, binelui și răului. În inima mea am hotărât să accept că Mizme îmi este fică și să interzic să dezvăluie vreodată cuiva că eu nu sunt tatăl ei. Era destul că noi doi știam ce importanță avea pentru alții acest lucru. Și din toată inima am dorit victoria lui Lars Arndt, fiindcă un soț mai nobil și mai bun decât el, Mizme nu ar fi putut găsi. Dar este drept, nu știam că fiica lui Arsinoe l-ar fi putut face fericit pe vreun bărbat și în cazul acesta pe un etrusc. Dar dacă acceptasem că Mizme era fiica mea, acest lucru nu mai avea nicio importanță. Pentru fiica mea, doar cel mai bun dintre etruști era destul de bun. În fond, așa hotărâseră zeii pentru a se amuza. Am zâmbit gândindu-mă că Arsinoe se înșelase în privința lui Mizme. Apoi augurul a pus pe umerii goi ai lui Mizme eșarfa rituală din piele neagră și a spus să se așeze pe marginea patului de piatră cu mâinile cei erau legate pe genunchi. Și apoi, învârtindu-și bastonul în mână, a dat semnalul începerii luptei și toți concurenții s-au aruncat unul asupra altuia cu atâta impetuozitate, încât la început ochii noștri n-au putut distinge nimic, fiindcă totul era confuz. Deja doi dintre concurenți zăceau răniți pe pământ. Cred că ceilalți concurenți ar fi fost mai înțelepți dacă la început și-ar fi unit forțele împotriva lui Lars Arndt, determinându-l să părăsească cercul sacru pentru a nu fi obligați să atenteze la viața celui mai nobil bărbat al Etruriei. Fiindcă ei nu luptau decât pentru onoare și pentru frumusețea sacrificiului, în timp ce Lars Arndt lupta atât pentru viitorul său, coroana Tarquiniei, cât și pentru viitorul poporului etrusc, fiindcă era convins că doar politica sa permita eliberarea celor 12 orașe etrusce de sub tutela grecilor. Dar cum ar fi putut rivalii săi să înțeleagă așa ceva? Așa după cum era obiceiul, s-au aruncat în luptă mai întâi cei 6 concurenți ai orașelor porturi la mare împotriva celor 6 orașe din interiorul Etruriei. Cei 2 care fuseseră grav răniți au fost scoși imediat din cercul sacru. Mai înainte de a începe lupta, celor 12 concurenți li s-a reamintit că loviturile din spate și dintr-o parte nu sunt permise. După o pauză de câteva clipe, care le-a permis luptătorilor să-și tragă puțin sufletul și să respire, s-a hotărât care sunt cei 5 ce vor lupta împotriva celorlalți 5. Apoi nu s-au mai auzit decât loviturile de spadă și sunetul sec al scuturilor atinse de spadă sau cum se atingeau între ele. Și după aceea au mai rămas doar 4 luptători care s-au dat un pas înapoi pentru clipele de repaus. Unul dintre cei învinși fusese împins în afara cercului sacru. Doi l-au părăsit de bunăvoie, lăsând în urma lor 2 dâre groase de sânge, iar celui de-al patrulea îi căzuse spada din mână împreună cu degetele cei fuseseră retezate. Brațul cu care ținea scutul al celui de-al 5-lea concurent fusese retezat, iar cel de-al 6-lea era întins pe spate și avea o rană cumplită la gât, din care curgea sângele. Strângea în mâini spada și s-a împotrivit atunci când augurul l-a luat sub protecția sa și a poruncit să fie scos din cercul sacru. Fără să arunce nicio privire spre cei care căzuseră, cei 4 care încă mai rămăseseră în luptă s-au înfruntat aprig în continuare. Lars Arndt era printre ei. Cu mâinile încleștate, eu i-am dorit și mai mult decât înainte să învingă, dacă tot supraviețuise până atunci.
Cel mai neliniștit dintre cei patru s-a aruncat deodată cu scutul ridicat împotriva celui mai apropiat adversar, iar acesta la rândul lui, ridicându-și scutul, l-a străpuns imediat cu spada. În același timp, un al treilea a profitat de acest moment și l-a lovit pe învingător. A fost o rană ce l-a scos din luptă și pe acesta. Totul s-a petrecut cu o rapiditate extraordinară. 10 dintre cei mai frumoși, mai curajoși și mai puternici luptători ai Etruriei au căzut atunci. M-am gândit cu tristețe la speranțele lor, la antrenamentele grele ce le-au împlinit pentru a-și întări trupul și perfecționa maestria. A durat doar o clipă și toate speranțele lor au fost înghițite de pulberea cercului sacru pe care s-au prăbușit. În luptă nu au mai rămas decât Lars Arndt și campionul orașului Vei. Adevărata luptă putea în sfârșit să înceapă. Din acest moment, norocul și întâmplarea nu mai aveau niciun rol de jucat. Totul urma să fie hotărât de rezistența celor doi adversari și de abilitatea lor în mânuirea spadei. Graba nu ar fi ajutat la nimic. Acest lucru trebuie să-l fi înțeles amândoi, fiindcă amândoi au avut timp să o privească pe Mizme, care s-a uitat la ei cu ochii strălucind de înflăcărare. Mai târziu aveam să aud povestindu-se că tânărul bărbat din Vei fusese în grupul celor care o aduseseră pe Mizme. Mai mult, o ținuse în brațele lui pe calul pe spatele căruia călătorise. Probabil că atunci se hotărâse că va lupta până la moarte pentru a o câștiga de soție. În ciuda faptului că era atât de tânăr, Lars Arndt cunoscuse deja duritatea vieții politice și știa bine că doar răbdarea și calmul erau cele mai bune mijloace pentru a-și domina adversarul. Așa că el a așteptat un moment cu scutul lăsat jos, odihnindu-și mușchii încordații membrelor. Această așteptare a fost prea multă pentru înfocatul și nestăpânitul tânăr din Vei, care și-a ridicat scutul ca pavăză și cu spada ridicată a pornit la atac. Ca loviturile într-un gong de bronz se auzeau, izbindu-se scuturile unul de altul, iar din tăișul spadelor ce se înfruntau săreau scântei argintii. Dar cei doi tineri erau la fel de puternici și de ageri. După ce au schimbat o duzină de lovituri, s-au retras în același timp câțiva pași înapoi ca să respire în tihnă. Din șoldul lui Lars Arndt curgea sânge, dar el a clătinat din cap în semn de împotrivire, atunci când augurul, ridicându-și bastonul, l-a întrebat dacă îi poate acorda protecție. Deci, chiar de putea sau de nu mai putea, Lars Arndt trebuia să-și continue lupta și a înțeles că nu va putea rezista multă vreme în fața bărbatului din Vei. De aceea a trecut la un atac mai hotărât, lăsându-și scutul atât de jos pe cât era posibil la ataca rapid pe tânărul din Vei, dar acesta a reușit să-i pareze lovitura. Însă bărbatului din Vei i-a alunecat atunci din mâini spada. Cu o rapiditate nemaipomenită s-a plecat să-și recupereze spada și a luat un pumn de nisip pe care l-a aruncat în ochii lui Lars Arndt. Apoi a izbit cu o lovitură puternică de spadă înspre pieptul lui Lars Arndt și, dezechilibrându-se, a căzut pe nisip cu fața în jos. Dezechilibrul neașteptat a fost datorat faptului că Lars Arndt orbide la nisip, a parat teribila lovitură cu o mișcare instinctivă de apărare cu scutul. Apoi a dat bărbatului din Vei o lovitură peste grumaz cu o margine a scutului și a pus piciorul pe unul dintre brațele lui, ținându-l apăsat. Dar nu a profitat de avantajul ce-l avea ca să-l mai lovească cu spada. A procedat ca un adevărat nobil ce era. În acest timp, tânărul din Vei a încercat să se ridice pentru a continua lupta, iar când a înțeles că a fost învins, a scos un țipăt gutural în care s-au simțit dezamăgirea și furia ce-l încercau. Apoi Lars Arndt s-a plecat, a recuperat scutul ce-l lăsase în nisip. L-a aruncat în afara cercului sacru și a întins mâna adversarului său ca să-l ajute să se ridice, chiar dacă el însuși în acel moment nu mai era prea sigur în mișcări, fiind încă orbit pe jumătate de la nisipul ce-i fusese aruncat în ochi, iar din răni sângele îi șiroia. Apoi Lars Arndt a făcut un lucru care într-adevăr niciodată până atunci nimeni nu-l mai făcuse. Emoționat din cauza victoriei și încă respirând greu, și-a rotit ochii și-a privit întreaga asistență, după care, foarte hotărât, s-a îndreptat înspre bătrânul augur. S-a oprit în fața lui și a luat clamida de pe umerii lui.
Cu mantia mâini s-a apropiat de Mizme, a desfăcut panglica ce-i lega mâinile, a sărutat-o respectos pe buze, apoi s-a întins pe patul de piatră cu ea în brațe, trăgând peste amândoi hlamida augurului. A fost un gest atât de neașteptat încât până și cei mai exigenți păstrători ai tradițiilor nu și-au putut împiedica râsul. Și toată lumea a râs încă și mai mult când a văzut picioarele plăpânde ale augurului, ce erau dezgolite din cauza hitonului prea scurt, iar când de sub hlamidă au apărut picioarele lui Mizme, mișcând din degete, până și cei doi lucumoni au râs cu lacrimi. A fost ca o ușurare acel râs, în felul acesta, extravaganta înnoire pe care a adus-o Lars Art tradiției etruscilor a fost acceptată. Și toți au recunoscut că așa a fost bine, fiindcă nu era demn ca un bărbat atât de nobil ca Lars Art și nepoata marelui Lars Porsena să săvârșească sacrificiul ritual în fața ochilor întregii mulțimi de oameni. Bănuiesc că Lars Art și Mizme au râs doar îmbrățișați sub hlamida augurului și au amânat sacrificiul pentru un moment mai propice. Când cascadele de râs au încetat, Lars Art a dat jos hlamida ce învelea și amândoi s-au ridicat în picioare și mâinile ei erau în mâinile lui și se priveau în ochi ca și cum ar fi uitat de lumea ce era împrejurul lor. Era o pereche frumoasă, apoi augurul s-a apropiat de patul sacrificial și-a recuperat hlamida, a pus-o pe umeri și a atins pe amândoi pe creștet cu bastonul lui, dar a făcut-o cu putere, depărtându-se astfel și el de obiceiurile rituale. I-a declarat căsătoriți și a anunțat că timp de un an Tarquinia este orașul de onoare al Etruriei. Lars Ant a întors eșarfa neagră de pe umerii lui Mizme și pe partea cealaltă eșarfa era albă, fiindcă simboliza de fapt triumful vieții asupra morții. Ținându-se de mână, ei au ieșit din cercul sacru. Pe umerii lui Mizme a fost pusă hlamida ceremoniei nupțiale, iar pe cap o cunună de mirt. În timp ce Lars Ant s-a întors să-și recupereze veșmintele, m-am apropiat de Mizme, am îmbrățișat-o și i-am spus: cum de-ai putut să mă sperii în felul acesta? La început, când te-am văzut, să știi, am fost într-adevăr înspăimântat. Dar ea și-a lăsat capricioasă capul pe spate, a izbucnit într-un râs cristalin și mi-a spus: o, Turms, poate că tu credeai că nu sunt stare să mă descurc și singură. Aruncând o privire spre Lars Arndt, care se apropia de noi, m-am aplecat și am șoptit la ureche că ea trebuie neapărat, începând din acest moment, să-mi spună tată, să arate că are un respect deosebit față de mine și să-și amintească întotdeauna că este nepoata celui mai mare erou al etruscilor, Lars Porsena. La rândul ei mi-a spus că tălmăcitorii câmpurilor au încercat să o protejeze și să o salveze bunurile mele de furia romanilor, dar în zadar. Când a auzit că am reușit să fug din închisoarea Mamers, mulțimea dezlănțuită a ars casa, a furat vitele și a distrus tot ceea ce era pe câmp. Mizme s-a ascuns împreună cu bătrânii sclavi și a scăpat cu viață. În aceeași seară s-a dus la locul știut, a săpat și a dezgropat capul de taur din aur, i-a desprins coarnele și a dat unul din coarne bătrânilor sclavi, iar pe cel de-al doilea tânărului păstor, care a avut grijă de casă și de bunurile mele, care numele lui Mizme urma să cumpere libertatea sărmanilor bătrâni. Abia a reușit să pună capul de taur din aur în ascunzătoare că au și apărut gărzile din veii, care, văzând incendiul, au trecut hotarele călare, și călăreții din veii au răpit-o, dar au fost cuvincioși, chiar și tânărul care a luat-o pe calul lui, pe care a avut surpriza de a-l vedea printre luptătorii din cercul sacru, deși poate că nu era cazul să o strângă atât de tare în brațe când călărea, fiindcă nu era ea prima dată pe spinarea unui cal și n-avea deci de ce să se teamă. Pentru mine nu a fost nimic nou, așa că nu mi-a fost frică, m-a asigurat Mizme, pentru că păstorul care s-a îngrijit de casă și de bunurile tale m-a cam hărțuit în fiecare zi, încercând să mă atingă și să mă sărute. Așa am început să am încredere în mine, să mă apăr singură și să nu-mi pierd vremea tot întrebându-mă dacă nu cumva sunt urâtă. Dar de cedat nu i-am cedat, așa că el a suferit din cauza încăpățânării mele, însă cu aurul ce i l-am dat, el își va putea găsi o femeie care să-i fie pe plac, să-și cumpere pământ și să aibă grijă de bătrâna și de bărbatul bătrân pe care i-am eliberat de sclavie.
Dar de ce nu mi-ai povestit niciodată că viața etrușcilor este atât de frumoasă și rafinată?" M-a întrebat ea și m-a fixat cu o privire oarecum acuzatoare. Aș fi putut învăța de mult limba lor dificilă. Turms, tatăl meu, m-ai lăsat ani de zile în Roma, dar eu nu iubesc Roma. Doar lucruri bune și frumoase am găsit la familiile etrusce, atât în vei cât și în Volsinii. Chiar dacă la început am bănuit că sunt prizonieră și că ei mă vor vinde ca sclavă. Dar niște femei frumoase m-au învățat cum să mă scald, cum să-mi îngrijesc pielea și să-mi cârlionțez părul. Ele mi-au spus că sunt o fată frumoasă și m-au încredințat că este o adevărată cinste că am fost aleasă pentru luptele rituale. Deodată s-a întristat și a spus, am crezut că am fost aleasă din cauza frumuseții mele, dar acum înțeleg că au făcut-o pentru tine, Turms, tatăl meu, ca semn al respectului pe care poporul etrusc îl are pentru tine. Am auzit deja vorbindu-se atât de mult despre tine. Dar auzindu-i vorbele, Lars Arndt s-a jurat pe toți zeii surzători ai etrușcilor că Misma este cea mai frumoasă fată pe care a văzut-o vreodată și dacă și-a riscat viața în luptele rituale, a făcut-o doar fiindcă, după ce i-a întâlnit privirea, a simțit că nu poate trăi fără ea. Probabil că el credea sincer în vorbele ce le-a spus, dar eu știam că acel extaz care l-a dominat în momentul în care a văzut-o pe Misma a fost provocat de ceața aurită cu care zeița l-a orbit, de aceea a intrat el în luptă. Niciun motiv care determină fapta unui om nu este singular, ci este susținut de o întreagă suită de alte motive, de mai mare sau de mai mică importanță, ce se unesc, creind un complex de motive ce justifică fapta, chiar dacă făptuitorul nu le recunoaște pe toate sau nu se recunoaște prea bine pe el însuși. Dar eu m-am bucurat atât pentru Misma cât și pentru Lars Arndt. Îl cunoșteam și știam că merită să fie fericit și credeam că fiica lui Arsinoe este în stare să-i aducă mai multă fericire decât gânduri rele. Acest lucru le-am spus și lor. Dar Misma mi-a răspuns că este mai înțeleaptă decât mama ei și va fi credincioasă soțului ei, fiindcă în toată Etruria nu crede că ar putea găsi un bărbat mai frumos și mai pe gustul ei decât Lars Arndt. Dar n-am crezut-o în întregime, fiindcă prea repede s-a grăbit să promită un lucru pe care încă nu știa de-l va putea respecta. Oare începuse deja să se simtă fiica mamei sale? Când am privit-o cu atenție în ochi, am înțeles că viața lui Lars Arndt împreună cu femeia lui nu va fi câtuși de puțin monotonă. 3. Era o liniște deplină când soarele de amurg a colorat în roșu aprins suprafața cenușie a lacului și vârfurile încețoșate ale munților, preoții au ridicat cortul pentru zei. În apropiere, femeile măcinau în morile de piatră grăunțe pentru a fi pregătită pâinea pentru ospățul zeilor. Din lacul sacru fusese răpescuiți pești cu ochi roșii. Un vițel, un miel și un porc au fost sacrificați și oferiți pentru zei. Aburul mâncărilor ce se pregăteau afară se ridica spre cer. Preoții discutau între ei și recitau versete sacre în timp ce era frământat aluatul, coaptă pâinea dulce cu mirodenii și pregătită mâncarea conform cu obiceiurile străvechi. În timp ce soarele apunea, simți răcoarea ce venea dinspre lac, mirosul de carne friptă de pâine de mirodenii. Într-un sfârșit au sosit și cei doi lucumoni cu hlamidele sacre pe umeri. În spatele lor venea suita cu vasele sacre ale zeilor. Te-ai purificat?" m-au întrebat lucumonii. M-am purificat," le-am răspuns. Ochii-mi sunt limpezi, gura-mi este curată, urechile-mi sunt curate. Toate orificiile trupului meu sunt curate. Am făcut abluțiunile rituale și tot trupul îmi este curat, din greștet până în tălpi. Iar tunica țesută din lână fină ce o port nu a mai atins niciodată trupul meu." Ei au zâmbit și au spus, în această seară tu ești anfitrionul." Tu ești cel care vei oferi darurile. Tu poți invita doi zei la festinul nostru. La cine te-ai gândit?" Nu am ezitat. Am spus, trebuie să o invit pe zeița cărei coroană înfășurată cu iedere nimic nu o poate clinti. O voi invita, deci, pe Turan." Bătrânul lucumon s-a prefăcut surprins și mi-a spus răutăcios, tu însuți ne-ai povestit că zeița Artemis, sub înfățișarea ei de Hecate, te-a protejat și a vegheat ca bogățiile tale să nu se risipească. Tu îi datorezi mult de asemenea zeiței născute din spuma mării, cea care în Eryx este venerată cu amândouă numele ei, Afrodita și Iștar.
Am spus, ele sunt doar o entitate divină care se arată în zile diferite, în locuri diferite, diferiților oameni. Adevăratul ei nume este Turan și luna este însemnul. Acest lucru l-am înțeles. De aceea am ales-o pe ea. Pe zeița Turan o voi invita. Cine va fi cel de-al doilea invitat? M-au întrebat ei. Pe cine ai ales? Le-am răspuns radios. Pe el, metamorfozatorul, pe zeul Voltumna, îl voi invita. Pe el nu l-am întâlnit niciodată, pe el nu l-am înțeles mai înainte. De aceea vreau să-l cunosc. Încă de la începuturile timpului, înainte de faliști, înainte de etruști, înainte de greci, hipocampul lui sacru a fost venerat, soarele îi este însemnul, himera îi este chipul. Chipurile celor doi lucumon s-au luminat. Ei au zâmbit și după ce s-au uitat unul la altul, au strigat amenințător într-un glas. Oare tu ești conștient de ceea ce dorești, de ceea ce te încumezi să faci invitându-i? Eram în extaz, bucuria de care eram învăluit mă stimula și i-am rostit pătimaș. Pe el, pe zeul Voltumna, metamorfozatorul, îl voi invita. Arde nerăbdare să-l cunosc. Au tras la o parte perdeaua sacră ce acoperea intrarea în cortul divin. În lumina puternică pe care torțele o împrăștiau cu generozitate în jur, am văzut în altul pat convivial al zeilor, acoperit cu saltele groase de lână și peste perna dublă, două conuri din piatră albă. Pentru fiecare dintre noi, trei, era câte un pat convivial scund, alături de care se aflau mese joase. Vinul era deja amestecat cu apă într-un crater corintian, ce se afla între paturile conviviale. Mănunchiuri cu spice de aur, toate fructele pământului, coroane de flori și de frunze, împodobeau interiorul cortului divin. Lucumonii mi-au spus, oferă cunun invitaților tăi celești. Am ales o cunună de iedere pe care am pus-o în jurul unuia dintre cele două conuri de piatră și am rostit. Pentru tine, nemuritoare zeiță Turan, de la mine un muritor. Eram bântuit de o bucurie fără de margini, am ales o cunună cu flori și fructe de măceș, am pus-o în jurul celui de-al doilea con de piatră și am rostit. Pentru tine, zeule Voltumna, o cunună de măceș, pe care o vei putea schimba de vei voi într-o alta care îți poate fi pe plac. Pentru tine, nemuritorule, de la mine un muritor. În acel moment am simțit într-adevăr că sunt nemuritor și m-am acceptat nemurirea. De ce și cum s-a întâmplat, nu știu. De ce am ales pentru zeul Voltumna cununa de măceș, nu pot explica, dar îndoiala din mine s-a împrăștiat ca rouă și pe cerul inimii mele a apărut strălucitorul astru al nemuririi. Ne-am așezat confortabil pe paturile conviviale, iar servitorii ne-au împodobit gâtul cu ghirlande grele pline de florile toamnei. Cântăreții au început să sufle în fluierele duble și să ciupească strunele lirelor, iar dansatoarele goale și dansatori goi au dansat în fața cortului divin dansurile sacre ale zeilor. Mâncarea ne-a fost servită în vase străvechi de argilă arsă de culoare neagră, și chiar dacă pentru a tăia carnea friptă am folosit vechile cuțite de silex ale etruștilor, pentru a o apuca am folosit furculițe de aur cu doi dinți. Pe masa din fața celor două conuri sacre au fost puse vase cu aceleași bucate cu care am fost serviți noi și fiecare a avut cuțitul lui din silex și furculița de aur. Am mâncat mai întâi crab de mare, caracatiță tăiată în felii și peștișori conservați în ulei. Apoi am mâncat pești cu ochii roșii ce fusese răpescuiți din lacul sacru. Peștele fusese prăjit în ulei și curățat de oase. Iar la urmă carne fiartă și prăjită de vițel, de miel și de porc, care era însoțită de sosuri acrișoare și dulci. Progresiv muzica a devenit frenetică și dansatorii s-au întrecut în măestrie, fiindcă în Volsinii veniseră cei mai talentați dansatori ai Etruriei și au dansat dansul pământului, dansul mării și dansul cerului. După aceste trei au urmat pătimașele dansuri ale zeiței Fecioare și al iubirii, iar după aceea dansul câinelui, dansul taurului și chiar și dansul calului. Aerul din jurul nostru era îmbălsămat de parfumuri puternice ce veneau de la mirodeniile, ce erau arse în timia terioane înalte de aramă.
Vinul îmi încălzea puternic trupul și aburii lui începuseră deja să urce spre cap, dar pe măsură ce timpul trecea și noi ne ospătam, decepția mea creștea. Mă uitam din ce în ce mai nesigur înspre patul convivial al zeilor, pe care se odihneau doar cele două conuri de piatră albă. Bătrânul Lucumon se odihnea pe patul convivial din dreapta mea. S-a uitat la mine, a izbucnit în râs și mi-a spus, dar nu mai fi atât de nerăbdător, Turms, noaptea este lungă, și apoi poate că zeii se pregătesc pentru întâlnirea cu noi, după cum noi înșine ne-am pregătit. Probabil că în sala, fără de marginea nemuririi, este o agitație de nedescris și servitorii alergă în toate direcțiile cu brațele încărcate de veșminte de sărbătoare, uleiuri parfumate cu care zeii să-și ungă trupul și să-și facă strălucitor părul de pe cap. Cine știe? Nu-ți bate joc de mine, te rog, i-am spus eu neliniștit. El a întins înspre mine venerabila-i mână și mi-a atins umărul. Apoi mi-a spus, această noapte este cea mai importantă noapte din viața ta terestră, Turms. Dar nu uita că și poporul etrusc trebuie să aibă partea lui de bucurie. Oamenii trebuie să vadă coroanele pe care tu le-ai oferit zeilor și ospățul nostru trebuie să-și bucure urechile, ascultând muzica și ochii privind dansurile sacre. Apoi va fi trasă perdeaua și vom rămâne doar noi trei. După aceea vor veni zeii. În întunericul din afara cortului, sub acoperișul înstelat, erau adunați mii de oameni care urmăreau în tăcere tot ceea ce se petrecea în interiorul cortului luminat. Prezența lor o simțeam, dar de văzut nu-i puteam vedea și, în ciuda faptului că erau atât de mulți, nu s-auzea niciun zgomot, fiindcă nimeni nu îndrăznea să miște niciun deget pentru a nu deranja ceremonia sacră. La un moment dat, focul la care au fost pregătite bucatele a fost stins. După aceea, servitorii au ieșit din cort, unul după altul, dansatorii nu s-au mai văzut și muzica nu s-a mai auzit. Ultimul servitor s-a întors și a pus în fața mea un platou acoperit. Și atunci cei doi lucumon s-au sprijinit mai comod pe paturile lor conviviale și au început să mă privească intens. Servitorul a ridicat capacul de pe vasul ce era pe platoul din fața mea și atunci am simțit un miros puternic de ierburi aromate și am văzut bucățile de carne ce pluteau într-un sos gras. Am luat cu furculița o bucată de carne și am dus-o la gură. Gustul nu era nici de cum rău, dar nu am putut nici să mușc, nici să înghit, așa că am scuipat din gură bucata aceea de carne. Atunci a fost trasă cu zgomot perdeaua de la intrarea în cort, servitorul s-a retras, iar platoul descoperit a rămas pe măsuța din fața mea. Mi-am șters gura cu dosul palmei și am sorbit din cupa cu vin, dar nu l-am putut înghiți și l-am scuipat. Cei doi lucumoni îmi urmăreau cu atenție fiecare mișcare și m-au întrebat, de ce nu mănânci, Turms? Nu pot, le-am răspuns. Au dat înțelegător din cap și au răspuns, ai dreptate, nici noi nu o putem mânca, fiindcă aceasta este hrana zeilor. Am amestecat cu furculița de aur bucățile de carne și sosul din vas. Mirosul era plăcut. I-am întrebat, ce fel de carne este aceasta? Carne de arici, au spus ei. Și mi-au explicat. Ariciul este cel mai străvechi animal de pe pământ. Când vine iarna, el se ascunde printre frunzele uscate și doarme. Sare în afara timpului. Apoi când vine primăvara, se deșteaptă din nou. De aceea, ariciul este hrana zeilor. Apoi bătrânul Lucumon a luat de pe masă un ou fiert, l-a curățat de coajă și l-a ridicat cu vârful degetelor, arătându-mi-l. Oul este începutul tuturor, a spus el. Oul este simbolul nașterii și întoarcerii. Oul este semnul nemuririi. Apoi a pus oul în cupa lui sacrificială. Celălalt Lucumon a curățat un ou și l-a pus în cupa lui. Așa am făcut și eu. Și lucumonul Volterei s-a ridicat și a luat un ulcior de argilă sigilat, a tăiat sigilul de ceară cu cuțitul de silex și a turnat în cupele sacrificiale vinul amar, amestecat cu ierburi. Și a spus, momentul a venit, zeii își vor face apariția, să sorbim din băutura nemuririi, ca ochii noștri să reziste apariției lor strălucitoare. Am golit dintr-o sorbitură cupa sacrificială, așa după cum și cei doi lucumoni au făcut. Am simțit o arsură pe gât când am băut, apoi o amorțeală în pântece. Urmându-le exemplul, am mâncat apoi oul și bătrânul lucumon mi-a spus încet,
Turms, ai băut împreună cu noi băutura imortalității. Ai mâncat împreună cu noi hrana imortalității. Acum să păstrezi tăcere, fiindcă zeii au sosit. Am privit-o străin spăimântat spre conurile de piatră albă, care au început să se clatine ușor și să crească, iar lumina torțelor ni s-a părut stinsă față de lumina puternică și clară ce o radiau în jur cele două conuri albe. Apoi cele două conuri de lumină nu s-au mai văzut, în timp ce zeița a căpătat progresiv formă și trup. S-a așezat în patul convivial al zeilor cu o mișcare atât de ușoară și delicată, cum niciodată n-am mai văzut la un muritor. Și ne-a zâmbit pentru a nu mai fi înspăimântați, iar în ochii ei ovali strălucea o lumină pură. Chipul ei era mai plin de viață decât oricare chip și pe cap purta redutabila cunună, zidul înconjurat de iedera. Apoi a apărut el, schimbătorul Voltumna, dar mai înainte de a apărea s-a jucat cu noi și a vrut să ne necăjească. I-am simțit prezența ca un curent puternic de aer înghețat, apoi ca o tremurătoare flacără galbenă ce ne-a îmbrățișat, ca o apă invizibilă a mai fost și nu am putut respira, la fel ca cei care se înneacă și apa a pătruns în toate cavitățile noastre încetul cu încetul. Iar când a devenit foc, ne-am îngheiat tot trupul și eu am crezut atunci că voi muri arzi de viu, dar pe trupurile noastre n-a rămas nicio urmă și el a mai fost un vânt rocoros și mi-am simțit trupul relaxat ca și cum ar fi fost masat cu un ulei parfumat cu mentă. Apoi a început să prindă formă și a plutit deasupra noastră ca un imens hipocamp. Într-un sfârșit, zeița Turan, probabil plictisită de jocul lui, a întins mâna și l-a coborât ca o ploaie de stele, după care a căpătat trup uman. Nu a fost nevoie să mă ridic de pe patul meu convivial ca să-i servesc, fiindcă în vasul cu hrana zeilor mâncarea din carne de arici scădea văzând cu ochii și nu după multă vreme n-a mai rămas nimic. Dar cum au mâncat, n-am înțeles. În același timp, nivelul vinului amestecat cu apă din craterul Corintian a scăzut și până la urmă n-a mai rămas nicio picătură. Nu erau nici flămânzi, nici însetați, fiindcă zeii nu cunosc foamea și setea ca ființele muritoare. Dar dacă tot au acceptat invitația noastră făcându-și apariția, într-un efemer și diafan înveliș uman din prietenie, au mâncat și au băut ceea ce noi le-am oferit. Cred că hrana terestră li s-a părut gustoasă și nici vinul nu le-a displăcut, acesta din urmă făcându-și vizibil efectul așa cum se întâmplă la orice festin, fiindcă zeița a afișat un surâs capricios și m-a privit insistent, după care și-a pus brațul drăgăstos pe umerii lui Voltumna. Iar el, metamorfozatorul, m-a privit cercetător drept în ochi, ca și cum ar fi vrut să vadă cât timp pot eu să rezist al privi drept în ochi. O, voi, sărman Lucumoni, a rostit el deodată, poate că sunteți nemuritori, dar eterni în niciun caz nu sunteți. Vocea lui metalică a șuierat ca o rafală de furtună. În același timp a fost o dovadă a caracterului lui invidios, dar zeița Turania mângâia cu tandrețe părul de culoarea soarelui aprins și interzis să caute motiv de ceartă. Apoi le-a spus cu o voce cristalină ca sunetul unui clopoțel de argint. Nu vă fie teamă de el, Voltumna este un zeu veșnic neliniștit, dar eu îl înțeleg, noi ceilalți zei ne facem apariția sub diverse înfățișări, dar odihna și bucuria ne aflăm doar în forma noastră sacră, pe care oamenii nu o pot vedea. Dar el nu are formă permanentă, într-o continuă schimbare, dilatare, contractație, trecere de la cald la rece, de la furia furtunii la adierea cea mai delicată. Este lesne de înțeles că toate acestea fac din el un zeu neliniștit. Auzindu-i vorbele, forma zeului Voltumna a început să tremure, dar zeița Turan l-a îmbrățișat, i-a sărutat sprâncenele, apoi l-a sărutat pe gură și i-a spus, „Această formă stă cel mai bine și îți spun drept, eu nu te-am mai văzut până acum într-o formă mai frumoasă. Te rog, mai rămâi câteva clipe în ea și încetează să mă enervezi, tot schimbându-ți forma pe neașteptate.” Voltumna nu a rămas indiferent la vorbele ei care îl măguleau, chiar dacă el se știa și fără aceste vorbe superior celorlalți zei, fiindcă era creatorul tuturor formelor din lume, pe când ceilalți zei puteau doar folosi forme deja existente.
Văzând eu toate acestea, am înțeles în sfârșit vanitatea zeilor și motivele pentru care sunt ei atât de sensibili la rugăciunile celor care cred în ei și la ofrandele ce li se aduc. Abia mi-a trecut prin minte acest gând că imediat am simțit cum niște degete micuțe și usturătoare ca focul m-au ciupit de umăr pentru a-mi atrage atenția să nu mă mai gândesc așa în prezența zeilor. Am întors instinctiv capul și am văzut că, sprijinită de marginea patului convivial, era acolo, în spatele meu, în aripata făptură din lumină a spiritului meu protector. Era pentru a doua oară când mi se arăta, ea mi-a trăsese atenția să fiu respectuos față de zei. Când am văzut, am înțeles în inima mea că după ea am răvnit tot timpul, nu după ființele terestre, care în acea clipă mi s-au părut depărtate și șterse. Era atât de aproape de mine, atât de vie, am simțit că prin venele mele curge sânge, asemenea unui metal topit. M-am uitat încă o dată și am văzut în spatele celor doi lucumoni, în aripatele lor, spirite luminoase. Făpturile noastre protectoare se uitau oarecum provocator una la alta, ca și cum ar fi fost într-o competiție și aripile lor fâlfuiau ușor. Era evident că spiritul meu protector era cel mai frumos, așa am gândit. Dar zeul Voltumn a ridicat înspre noi un deget acuzator și a rostit: „O, voi, lucumoni, sunteți niște amfitrioni prudenți, de v-ați chemat și spiritele ca să vă protejeze. Oare de ce vă este vouă teamă?” Iar zeița Turan, vizibil ofensată, a rostit: „Dar este o insultă pentru zeița ce sunt să aud cum vă lingușii spiritele cu gânduri atât de frumoase, în loc să mă admirați și să veniți lângă mine. Doar voi m-ați invitat. Nu eu sunt cea care va invita pe voi. Alungați-le imediat de lângă voi pe aceste spirite, dar mai ales tu, Turms. Dacă spiritul va pleca, poate că voi coborâ și te voi mângâia.” Simțeam aripile spiritului meu protector cum tremurau de furie. Era minunată făptura ce mă proteja. Zeița s-a uitat la ea cu o privire critică, așa cum privește de obicei o femeie la altă femeie, și a spus: „Fără îndoială, în aripata asta a ta, Turms, este frumoasă. Dar nu cred că te bade gândul că ar putea să se întreacă cu mine. Totuși eu sunt zeiță de când e lumea. Ea nu este decât o nemuritoare ca și tine. Nemurirea și eternitatea sunt încă noțiuni distincte.” M-am simțit stânjenit, dar când m-am uitat încă o dată la spiritul meu protector și am văzut chipul radios, m-am simțit mai aproape de făptura în pereche decât de zeița Turan. „Eu nu o pot alunga, chiar dacă a venit fără să o fi invitat,” am început eu să explic. Dar o anume certitudine a trecut ca un fulger prin gândurile mele, vocea mi-a tremurat și i-am adăugat: „Poate că cineva care este mai presus de zei o va fi trimis.” Dar nu am mai apucat să rostesc tot ceea ce am gândit. În același moment, în mijlocul cortului zeilor, o ființă nemișcată, mai înaltă ca statură decât oamenii și decât zeii, a prins formă în fața ochilor noștri. O hlamidă rece de lumină îi înfășura trupul, iar chipul era acoperit cu benzi de întuneric și de lumină neclară. El era el, acela pe care nici zeii nu-l cunosc, acela ale cărui numeroase nume și număr de forme existențiale nimeni nu le cunoaște, nici muritori, nici zei care sunt legați de pământ. Când au văzut apariția ființei imobile, cei doi zei tereștri s-au preschimbat în două umbre ce au rămas nemișcate pe patul convivial al zeilor, iar spiritul meu protector s-a făcut subțire ca un papirus și s-a lipit de spatele meu, încercând să lase impresia că nu suntem decât unul. Am simțit atunci un gust de metal în gură, ca și cum aș fi fost mort. În urechi auzeam tunetul prevestitor de furtună. Nările mi-au fost pline de un miros al frigului etern, iar ochii orbiți de o flacără insuportabil de puternică. Când am fost din nou conștient, am constatat că sunt întins pe patul convivial. Torțele, al căror ulei se consumase, încetaseră să mai ardă. Pete de vin se vedeau peste tot pe pământ. Conurile de piatră albă de pe înaltul pat convivial al zeilor se înălțau semețe și erau luminate de două raze de lumină ale dimineții, ce pătrundeau prin țesătura perdelei ce acoperea intrarea în cort. Cununile aveau florile și frunzele veștejite, ca și cum ar fi fost calcinate. Eu însumi mă simțeam uscat și veștejit, ca și cum în cursul acelei nopți ani întregi din viața mea se vor fi scurs. Ne-am deșteptat toți trei în același timp și ne-am așezat pe marginea paturilor noastre conviviale, sprijinându-ne capul în mâini.
După un oarecare timp ne-am uitat unul la altul. Oare totul nu a fost decât un vis? I-am întrebat eu. Bătrânul Lucumon din Volsinii a scuturat din cap și a spus, nu ai visat, sau dacă va fi fost un vis, înseamnă că toți trei am avut același vis. Dar noi l-am văzut pe zeul încremenit, cel la cărui față nimeni nu o știe, a rostit Lucumonul din Volterra. Cum se face că încă mai suntem în viață și respirăm? Înseamnă că trăim sfârșitul unei ere, a spus bătrânul Lucumon, și începutul altei ere. Niciodată nu și-au făcut apariția zei cu fața acoperită la un ospăț al zeilor. Dar ca Lucumon noi am putut înțelege cine este el, pentru că noi suntem ultimii Lucumoni, de aceea și-a făcut el apariția. Lucumonul din Volterra s-a ridicat, a tras perdeaua la o parte și s-a uitat afară. Cerul este acoperit de nori, a spus el. Este o dimineață posomorâtă. Apoi au sosit servitorii și ne-au adus să bem lapte cald amestecat cu miere. Am băut cu lăcomie, laptele mi-a încălzit trupul înghețat și m-am simțit mai bine. Apoi ni s-a adus apă pentru a ne putea spăla fața, picioarele și mâinile. Veșmintele de pe mine erau murdare și am remarcat că din nas îmi cursese mult sânge, iar pântecele mi ardea ca și cum aș fi înghițit o otravă aducătoare de moarte. Bătrânul Lucumon s-a apropiat de mine și mi-a spus, tu ai mâncat din hrana zeilor, Turms, tu ai băut vinul celor nemuritori, nu mai ești cel care ai fost până acum, vei observa tu însuți destul de repede și te vei recunoaște, o fiu al lui Porsena și al Lacriniei. Nu, am rostit eu liniștit. Pământul este mama mea, cerul este tatăl meu, soarele mi este frate, luna îmi este soră. Abia acum mă recunosc, eu m-am născut Lucumon printre oameni. Eu sunt Turms nemuritorul. Simt că m-am întors, simt că mă voi întoarce etern, dar de ce este așa, nu știu. El mi-a spus, Turms, prietene, leapă-te de pe tine aceste veșminte murdare, la fel cum mai târziu, într-o zi, vei ieși din trupul uzat din lut pieritor. Ești gol din cortul zeilor, așa cum te-ai născut și în lumea aceasta muritoare. Sărută pământul mamă și ridică-ți brațele și fața înspre cerul tată. Noi, lucumonii Etruriei, te salutăm. Tu ești un lucumon, tu ești un nemuritor. Au dat complet perdeaua la o parte. Sub cerul încărcat de nori, mulțimea aștepta în tăcere. O rafală de vânt m-a întâmpinat când am ieșit afară. Eram gol, așa cum mă născusem pe pământ. Am îngenunchiat și am sărutat pământul. Atunci s-au dat norii la o parte. Cerul s-a deschis senin și razele de soare m-au scăldat în strălucirea lor. Nu mă mai puteam îndoi de mine însumi. Cerul, tatăl meu, m-a recunoscut ca fiu. Fratele meu, soarele, m-a mângâiat cu razele lui. Se întâmplase un miracol. Mai puternică decât furtuna, mulțimea a strigat. Lucumon, Lucumon. Agitând în mâini bucăți de pânză, mulțimea a strigat în continuare și din cort au ieșit apoi Lucumonul din Volsinii și cel din Volterra și mi-au pus pe umer chlamida, sacră de Lucumon. Am simțit atunci pace în suflet și o bucurie fără de margini s-a strecurat până în cele mai profunde teritorii ale ființei mele. Nu mai eram gol nici pe dinăuntru, nici pe din afară și nici frig nu-mi era. 4. Nu mai am nimic de povestit. După ce am ținut în mâini risipita mea viață, am lăsat să cadă apoi în vasul negru de argilă din fața imaginii zeiței, piatră după piatră. Când mă voi întoarce, le voi ține din nou în mâini, în ele mă voi regăsi, din ele îmi voi reaminti despre mine însumi. Poate că din vasul de argilă nu va mai fi nimic. Poate că peste podeaua mormântului meu se va fi așternut praful gros al multelor secole ce se vor scurge. Poate sarcofagul cu frumoasele lui sculpturi nu va mai fi. Poate că trupul meu muritor, transformat în pulbere, se va fi întors în pulbere. Dar pietrele încă vor mai fi acolo. Comorile și bogățiile pierd, sarcofagele din piatră sunt deschise cu forța de către hoți și tâlhari. Viața unui popor nu înseamnă nimic. După ce un popor moare, îi este uitată și limba pe care a vorbit-o. Cine să-i mai îngrijească mormintele? Minunate amfore pictate, statuete delicate, oare ce va mai rămâne din ele? Doar din pictura de pe pereții de piatră ai mormintelor se va mai păstra ceva, fiindcă nimeni nu fură pereți din morminte și pietrele neprețioase vor rămâne la locul lor, dar nimeni nu le va putea citi.
Sunt sigur că după ce mă voi apleca să ridic aceste pietre netede din pulberea în care secolele le vor fi îngropat, mă voi regăsi. Voi urca scara îngustă și voi ieși din nou la lumină. Ochii mei vor fi din nou vii și vor vedea conul sacru al zeiței de pe muntele ce se află în fața mormântului. Mă voi recunoaște, îmi voi reaminti de mine cel care sunt acum, iar după aceea se va dezlănțui furtuna. Eu, Turms Nemuritorul, cred că așa va fi. Chiar dacă ceea ce am scris va dispărea, chiar dacă cerneala se va dizolva, chiar dacă hârtia de stuf se va fărâmița, chiar dacă limbile în care am scris se vor fi șters din memoria oamenilor, scriind aceste cărți am legat fiecare piatră a vieții mele de întâmplările pe care vreau să mi le amintesc. Mă voi regăsi atunci când mă voi întoarce. Mâinile-mi tremură, respirația mea este greoaie. S-au scurs până la capăt cei 10 ani promiși. În sfârșit se apropie momentul morții ce mă va elibera din acest înveliș pieritor de argilă. Poporul meu este prosper, numărul vitelor a crescut, câmpurile au recolte bogate, femeilor li s-au născut copii viguroși. I-am sfătuit să trăiască onest și chiar după ce eu nu voi mai fi. De vin oameni la mine să le fac profeții, eu le spun. Mergeți la auguri, mergeți la haruspicii și la preoții cititori în fulgere, aveți încredere în ei, nu mă mai tulburați pentru lucruri neînsemnate. Am permis Consiliului să emită legile și poporului să le ratifice. Judecătorii judecă, funcționarii justiției execută hotărârile stabilite în urma judecăților. M-am limitat doar să-i atenționez că legea trebuie să-i protejeze pe cei slabi de răzbunarea celor puternici, fiindcă cei puternici nu au nevoie de protecție. Dar după ce am rostit aceste vorbe, gândul mi-a zburat la Hana, femeia care m-a iubit, și la copilul meu, ce încă nu se născuse, pe care ea îl purta în pântece. Tocmai pe ei, cei care erau atât de slabi, eu nu i-am putut proteja. De aceea, momentul în care mi-a fost cu putință, am trimis oameni până în Fenicia să afle unde sunt. Însă Hanei și copilului meu nu li s-a dat de urmă. După ce toate căutările s-au dovedit a fi zadarnice, mi-am simțit și mai aprig vinovăția și m-am rugat. O ființă supremă, tu, cel care ești mai presus decât toți zeii pământești, tu, cel a cărui față nimeni nu o poate vedea, tu, cel care ești pretutindeni, doar tu ai puterea să ștergi crima ce am săvârșit-o. Tu poți chema timpul înapoi și poți redeștepta la viață pe cei care zac înnecați în fundul mărilor. Iartă-mi greșelile și adu-mi în suflet liniștea. Și am jurat. Nu-ți voi cere nimic pentru mine însumi. Chiar de voi obosi în acest trup al cărui prizonier sunt, promit că voi trăi cei 10 ani pe care zeii tereștri mi-au dat, doar pentru binele poporului meu. Dar fă în așa fel, încât Hanei și copilului meu să nu li se întâmple nimic rău. Dar n-am adus ofrandă niciunui zeu. Oare ce sacrificii pot fi aduse zeilor, ar căror chip nu-l cunoști, despre care nici cât de mulți sunt, nu știi? Doar m-am rugat, e un lucuman, izvorul de la care poporul își soarbe binecuvântarea pentru a fi fericit, nu am putut face nimic pentru mine însumi. Din ce în ce mai rar am permis să mi se picteze fața și mâinile în roșu și să fiu purtat în litiera zeiască până la templu. Devedeam uneori copii flămâni sau femei ce plângeau, grindina lovea grânele până ce le culca la pământ și se dezlănțuiau amenințătoare fulgerele și tunetele. Așa învăța poporul să-mi cunoască voința și să-și îndrepte greșelile. Dar greșeala ce o săvârșisem nimic nu o mai putea îndrepta. Apoi s-a întâmplat un miracol. Trecuseră deja mulți ani de când trăiam ca lucumon al poporului meu, când într-o zi doi călători obișnuiți au cerut să mă vadă. Ei au sosit fără să se fie anunțat, cu mai multe zile înainte, fără să aștepte. Atunci am revăzut-o pe Hana. În ciuda faptului că își plecase umil capul în fața mea, așa după cum și bărbatul ei făcuse, am recunoscut-o imediat. Era o țărancă frumoasă, în floarea vârstei, dar când și-a ridicat privirea și s-a uitat la mine, am observat că ochii ei sunt triști. Bărbatul avea o față frumoasă, deschisă, se țineau strâns de mână și le era frică de mine. Străbătuseră un drum lung ca să mă vadă. Turms, lucumon al orașului Clusium,
Au rostit ei, noi suntem oameni săraci, dar trebuie să venim în fața ta pentru a-și cere o importantă favoare. Și Hana mi-a povestit că în apropiere de orașul grec Poseidonia, preferând să se înnece decât să fie sclavă, a sărit în mare de pe corabia feniciană și a scăpat de destinul pe care Arsinoe îl hotărâse. Dar valurile au fost bune și au purtat-o domol până la țărm, unde, întâlnindu-se ea cu un păstor care s-a arătat prietenos, în ciuda faptului că ea era doar o sclavă fugară, a fost adăpostită și protejată de acesta. După ce fiul tău s-a născut, și-a continuat Hana povestirea, m-am ocupat de Oerit împreună cu el. Lui a plăcut mult de copilul tău și niciodată nu m-a umilit. M-am apropiat de el pentru că era atât de bun cu mine, apoi am observat că-l iubesc. El nu mi-a spus niciodată vreun cuvânt urât. Dimpotrivă, vorbele lui au fost întotdeauna dulci ca mierea și pline de respect. Copilul a fost o fericire atât pentru el cât și pentru mine. Avem o căsuță în care locuim, un câmp pe care îl cultivăm, o colină cu viță de vie și câteva animale, dar de alți copii n-am avut parte. Singurul nostru copil este băiatul tău, Turms. Bărbatul s-a uitat la mine cu o privire rugătoare și a spus: copilul crede că eu sunt tatăl lui, este fericit împreună cu noi și iubește pământul pe care îl cultivăm. A învățat singur să cânte din fluier, el însuși născocește melodiile pe care le cântă, gândurile-i sunt bune. Noi suntem totuși neliniștiți și nu știm ce trebuie să facem, fiindcă nu am vrea să ne despărțim de el. Dar cum fiul tău a împlinit deja 15 ani, nu mai putem amâna. De aceea am decis să venim în fața ta și să acceptăm ceea ce tu vei hotărâ. Vrei să-ți dăm ție băiatul sau permis ca el să trăiască în continuare cu noi? Hana a spus: tu ești Lucumon, tu știi mai bine decât noi care este locul unde fiul tău ar putea fi mai fericit. Inima mi se zbătea neliniștită în piept. Copleșit de emoție, i-am întrebat: unde este băiatul vostru? I-am însoțit afară și am văzut în piață un tânăr cu părul cârlionțat, care sufla din fluier. Cânta atât de frumos încât lumea se strânsese în jurul lui să-l asculte. Pielea lui era arămie de la soare, avea ochi mari, visători. Când ne-a văzut, și-a întrerupt cântecul și, strecurându-se prin mulțime, s-a apropiat de noi. S-a uitat la mine cu ochi bănuitori, ca și cum i-ar fi fost frică să nu le fi făcut vreun rău părinților săi. Era în picioarele goale, înveșmântat în straie țărănești, din pânză țesută în casă. Era frumos, era atât de frumos. Toți trei se potriveau de minune, se vedea că sunt fericiți împreună. Ruga mea fusese auzită, nu mă lăsa inima să-i despart. Răul pe care Arsinoe îl făcuse Hanei se schimbase în bine. Eu i-aș fi adus Hanei mult mai multă tristețe decât bucurie. L-am privit cu atenție pe fiul meu pentru a-mi aminti trăsăturile chipului lui, pentru a le grava în inima mea. Apoi m-am întors în solitudinea casei mele. Le-am mulțumit Hanei și bărbatului ei că au venit la mine. Le-am oferit daruri corespunzătoare poziției lor sociale și le-am spus că cel mai înțelept lucru este ca băiatul să rămână cu ei, părinții lui adevărați. Nu, eu nu aveam niciun drept asupra lui. I-am rugat să mai treacă pe la mine dacă vor avea nevoie de ceva, dar ei nu s-au mai întors niciodată. Le-am trimis daruri obișnuite până în ziua în care s-au mutat de pe pământul grecesc și de atunci n-am mai știut nimic despre ei. Hana a înțeles. Așa era cel mai bine, atât pentru ea cât și pentru băiat. În acest fel, datorită unei iertări de neînțeles, m-am eliberat de sentimentul vinovăției. Apoi am trăit pentru binele poporului meu, care se simte în siguranță doar dacă eu, Lucumonul, trăiesc în mijlocul lui. Dacă se cutremură pământul, dacă ficatul animalelor de jertfă este stricat, dacă apa inundă câmpurile, dacă nefericirea se abate peste oraș, oamenii poporului meu cercetează și află singur care este cauza răului. Insulta, nedreptatea, strămutarea pietrelor de hotar, maltratarea sclavilor, furtul din averea văduvelor sau plânsul copilului flămând la ușa vecinilor bunicului. Pot muri liniștit. Ei au învățat. Mult mai mult bine decât rău i s-a întâmplat poporului meu de când, ca Lucumon, am trăit împreună cu el. Nu am permis poporului meu să se războiască, nici chiar împotriva Romei, în ciuda provocărilor, pentru că Roma cândva
așa după cum s-a prezis, va salva orașul Clusium de la dezastru. Nici să se alăture războiului dus de Lars Arndt nu am permis oamenilor poporului meu. Abia după insistențele și repetatele reproșuri ale lui Misme, în care am regăsit caracterul capricios al mamei sale, cu care atât de bine semăna, rezistența mea a slăbit și de aceea am permis celor ce înșiși doreau să meargă în război. S-a întâmplat la 6 ani după luptele din Himera, atât de mult a durat construirea corăbiilor în orașele de la țărmul mării și repararea stricăciunilor corăbiilor vechi. Dar nordul a căzut și amfora s-a spart. Amintindu-și de prevestirile Hierofilei, Demadotos a trimis corăbii de război împotriva flotei reunite a grecilor. Pe mare, în luptele de la Cumae, corăbiile noastre au fost drobite, o astfel de înfrângere niciodată etruscii n-au mai cunoscut. Și de atunci, marea nu a mai fost niciodată a noastră. Insulele noastre de pe mare au devenit provincii grecești. Iar în loc de corăbii, am început să construim ziduri de apărare în jurul orașelor. Bogăția multor generații a fost furată acum când grecii ne-au distrus comerțul. După ce am auzit despre înfrângerea noastră la Cumae, nu m-am mai arătat în fața poporului meu până în ziua în care am ales locul unde mi s-a construit mormântul. Pentru un lucumon a permite poporului său să intre în război este un abuz. Așa după cum am promis în cei 10 ani ce mi-au acordat zeii, am trăit doar pentru binele poporului meu. Timp de 10 ani nu m-am arătat, au fost ani lungi, dar poporul a fost prosper, iar eu mi-am umplut timpul scriind aceste cărți. În acest moment cei 10 ani s-au încheiat. Încă mai trăiește poporul etrusc, încă mai sunt înfloritoare orașele noastre. Încă se mai întrec în măestrie olarii din Veii, pictorii din Tarquinia și sculptorii orașului meu, Clusium, pentru ca imaginile oamenilor și zeilor să se păstreze etern. Statuia mea se odihnește pe capacul sarcofagului de alabastru din mormânt, cu o cupă sacrificială în mâini și cu o ghirlandă de iederă în jurul gâtului. Dar îmi este străin această imagine, îmi este străin acest chip. Vreau să-mi odihnesc trupul pe patul de piatră între freștele de pe pereți și ofrandele pe care poporul meu mi l-a dăruit. Nu m-am putut împotrivi obiceiului de a fi pusă pe sarcofag imaginea mea și nici n-am vrut să-l jignesc pe sculptor, fiindcă doar prin opera artistului continuă să trăiască tot ceea ce a murit. Un om, un oraș, un popor. Am consimțit să se păstreze serbările și sărbătorile care împodobesc viața unui om, cu vinul cu pescuitul în lacul meu sacru, ca bucuria și jocurile ce ni le-au dat zeii să nu se risipească din sufletul etrușcilor. Acesta este poporul meu, acesta este orașul meu. Va trăi etern prin imaginile pe care artiștii le-au lucrat și chipurile etrușcilor vor înfrunta veacurile. Eu, Turms, nemuritorul, sunt mândru de poporul meu, sunt mândru de orașul meu. Dar am obosit de când sunt prizonierul acestui trup. Ziua ce va veni va fi senină și voi fi eliberat din trupul meu muritor. În fața mormântului meu de pe muntele sacru a fost deja aranjat cortul zeilor. Conurile sacre din piatra albă se sprijină pe perna dublă a patului divin. Se simte în aer parfumul toamnei amestecat cu mirosul făinei proaspăt cernute și al vinului nou. Păsările de apă se adună în stoluri. Femeile macină grăunțe în morile de piatră și cântă. Din făina aceasta va fi plămădită pâinea ce va fi adusă ca ofrandă zeilor. Trupul meu muritor nu mai are încă prea multe de suportat. Brațele, mâinile și chipul îmi vor fi pictate în roșu. Pe umeri mi se va pune chlamida de lucumon, pe cap o cunună de iederă, apoi voi fi transportat cu lectica de ceremonie până în cortul zeului de lângă mormântul meu și voi fi întins pe patul meu de moarte. Când sudoarea morții îmi va aburi fruntea, când panglica neagră a morții va tremura în fața ochilor mei, încă va mai trebui să asiz la dansul zeului și urmări de privirile oamenilor, poporului meu, să împar cu zeul hrana divină. Apoi va fi întuneric, voi rămâne singur, îi voi întâlni pe zei și voi sorbi din vinul nemuririi. Pentru ultima dată voi gusta savoarea vieții din turta coaptă de orz și vinul amestecat cu apă. Vor veni apoi zeii.
dar mai mult decât ei îmi este dor de partea nevăzută a ființei mele. Cu trup de lumină și de foc ea îmi va sorbi sufletul de pe buze și îmi va șopti la ureche numele ei. Atunci o voi cunoaște. Știu că în acea clipă voi fi fericit, știu că încă și mai aprins ca atunci când eram tânăr, voi tremura de pasiune în brațele ei. Arii puternice mă vor purta apoi spre nemurire, acolo unde este liniște și uitare, 100 de ani de uitare, 1000 de ani, același lucru. Eu, Turms nemuritorul, cândva mă voi întoarce. Sfârșit. Ați ascultat Etruscul. 10 cărți despre nemaipomenita viață a nemuritorului Turms, 520-450 înainte de Hristos, de Mica Valtari. A citit Florina Drăgan.